Cartea Aproape ca în Rai de Chris Fabry, capitolul 27. Dezvăluirile legate de trecutul lui Billy mă întristară profund. Fusese martor la cea mai mare parte a vieții lui, cu excepția perioadei în care am fost trimis într-o altă misiune. Faptul că o persoană care avusese aparent o asemenea autoritate spirituală asupra lui a fost în stare să profite de inocența sa mă scârbi și mă tulbură deopotrivă. M-a uimit de asemenea faptul că o simplă muritoare precum Cali, care nu era înzestrată cu capacitatea mea de percepție și cu perspectiva mea supranaturală, a putut intui suferința și tulburarea sa lăuntrică. Într-adevăr, dragostea ei a făcut-o să vadă mai adânc, dincolo de aparențe. N-a lăsat ca propria ei singurătate să o debusoleze. Iubirea ei era cu adevărat necondiționată și am fost sigur că atitudinea ei avea să le fie de mare ajutor în viitor. Oricum nu m-am putut abține să nu pătrund cu raționamentul dincolo de alegerile celorlalți, încercând să discern rolul meu în șirul acestor evenimente. Ați auzit de îngerul care s-a luptat cu Iacov. Eu îl cunosc personal. Era rândul meu să mă lupt cu mine însumi. În timp ce Billy trecea prin această experiență, eu eram plecat, dar nu așa de capul meu, ci am fost chemat în altă parte, iar superiorul meu mi-a spus că trebuie să se întâmple anumite lucruri. De ce? Care era scopul? Dacă aș fi fost acolo, știu exact ce aș fi făcut individului care l-a abuzat pe Billy. Ar fi fost nevoie de toate forțele iadului ca să-l apere de mine. Însă nu individul în sine sau faptele sale m-au descumpănit în cea mai mare măsură. Păcatul corupe, păcatul distruge, aduce moartea. Nu, ce m-a deranjat cel mai mult a fost propriul meu devotament față de planul divin. Mi-am petrecut primii ani din viața lui Billy ca simplu observator în cea mai mare parte și doar ocazional m-am implicat în incidente minore pe care nu le-am menționat până acum. Primele lui tentative de a șofa m-au umplut de spaimă. A fost și un incident legat de conectarea unui emițător care i-ar fi fost fatal dacă nu eram eu de față. Dar astea sunt întâmplări mărunte pe care le socotesc drept recompense pentru atenția continuă cu care îl înconjuram. Dacă planul era ca Billy să devină ceea ce îi fusese rânduit să fie, de ce a fost lăsat să treacă prin experiențe care atotputernicul știa că aveau să-l schilodească și să-l dezorienteze? De ce au fost îngăduite în viața lui toate aceste întâmplări inutile care i-au afectat ființa și relația cu semenii săi? Ca să folosesc o expresie inventată de oameni, eram foc și pară. Ca războinic cu experiența, am fost cuprins de furie. Voiam să stârpesc răul. Cele întâmplate m-au făcut să mă îndoiesc de însuși rolul meu în viața lui Billy. De ce mi se mai încredințase misiunea de a-l păzi, dacă m-au suspendat din funcție chiar în momentul celei mai grele încercări? Noi, îngerii păzitori, suntem aici doar ca să strângem cioburile? Toate demersurile pe lângă superiorii mei și dubiile legate de misiunile încredințate m-au condus la o concluzie: a pune la îndoială evenimentele relatate aici înseamnă a-l pune la îndoială pe însuși suveranul suprem, care reprezintă răspunsul la toate întrebările. Fiecare semn de întrebare de pe cărările lăturalnice ale condiției umane duce la el, în cele din urmă. Sunt furios pe slujitorii celui rău, care au zăpăcit omenirea și au adus moartea în lume. Nu așa a fost rânduit să fie. Cu toate astea, Sfânta Treime, în înțelepciunea sa, a știut că așa avea să fie. Dumnezeu a știut că dragostea are de plătit un preț, că viața vine numai prin moarte. Nu știu dacă m-am făcut înțeles, pentru că nu sunt un scriitor născut, nu sunt înzestrat cu elocvența altora. Eu sunt un războinic. Însă în inima acestui războinic pulsează dorința de a ști de ce. Asta este întrebarea fundamentală în cer și pe pământ. De ce? Știind că lupta avea să continue, m-am văzut pus în fața unei alegeri. Alegere cu care se confruntă, presupun, și ființele omenești, chiar dacă vederea lor este mult mai limitată decât a mea. Însă este vorba de aceeași alegere.
pot accepta acest de ce, pot să trăiesc cu întrebările care mi se vor furișa în suflet inevitabil ori de câte ori mă confrunt cu suferința? Iar dacă aleg să accept această întrebare, cum o să mă îndeplinesc efectiv misiunea? Partea a treia, aproape ca în Rai, capitolul 28. Biserica era aproape plină în ziua anunții noastre. Ne hotărâserăm să nu mai așteptăm niciun pic și să organizăm totul ad hoc, fără cine știe ce pregătiri prealabile. I-am invitat pe toți cunoscuții noștri să vină să participe la festivitate. Amândoi psihologii noștri erau de față, iar asta fu un prilej de bucurie pentru noi. Nu ne puteam face planuri prea mari pentru luna de miere din cauza postului de radio, dar Cali nu părea deranjată de lucrul acesta. I-am promis totuși că o să dăm o fugă până la Pipe Steam Resort State Park. Să stăm peste noapte, de îndată ce reușeam să instruiesc pe cineva să rămână pe baricade în locul meu. Parc național cu o suprafață de 1640 hectare, situat în partea de sud a Virginiei de Vest, la granița dintre districtele Mercer și Summers. Eram ocupat până peste cap cu amenajarea dormitorului pe care aveam să-l împart cu Cali. Căzuserăm de acord să vindem rulota ei dacă avea să o dorească cineva și să locuim împreună la mine acasă. A fost perfect o bucată de vreme, iar prima noastră ceartă adevărată a avut drept obiect extinderea locuinței. Participasem amândoi la destule ședințe de consiliere ca să știm cât e de important să asculți ce are de zis cel de lângă tine și când am reușit să pricep ce-și dorea ea, un cămin, un cuib al nostru, nu doar un loc unde să putem dormi noaptea, am început să văd lucrurile altfel. De aceea am decis, chiar înainte de a ne căsători, să construiesc un nou studio și un atelier în spatele curții, separat de casă. În felul acesta, Cali se putea ocupa de gospodărie, iar eu aveam un spațiu al meu în care să-mi desfășor munca. Am oferit câteva spoturi publicitare unei firme producătoare de betoane din localitate și, în schimb, am reușit să torn fundația înainte de nuntă. Am demarat lucrările de construire a noii clădiri cu banii obținuți din vânzarea rulotei. Am început cu camera de control pentru pupitru și microfon, apoi am mai făcut o încăpere pentru emițător și restul echipamentului tehnic. La sugestia lui Cali am plasat studioul undeva mai încolo, unde puteam să iau interviuri dacă doream. La început nu vedeam rostul acestei sugestii, dar timpul avea să demonstreze că visul lui Cali era mai mare și mai bun. O altă încăpere avea să fie atelierul meu de lucru, pe care l-am proiectat îndeajuns de spațios, încât să-mi încapă toate aparatele vechi de radio și fleacurile pe care le adunasem de-a lungul anilor. De lipsă de fonduri, n-am mai echipat noua clădire cu instalație sanitară, așa că ori de câte ori aveam nevoie să merg la baie, mă duceam înăuntru în casă. Am luat un împrumut de la bancă pentru a termina construcția, precum și pentru a moderniza echipamentul, trecând de la benzi magnetice la fișiere digitale pe care le-am încărcat într-un computer. Aceasta din urmă a fost ideea lui Cali, pe care a ținut morțiș să o vadă transpusă în practică, ca să nu mai fiu nevoit să mă scol de două ori pe noapte pentru a schimba benzile. De acum puteam să programez computerul, ba chiar să descarc programe de pe internet. Asta mă ușură mult munca, iar sunetul era incomparabil mai bun. Tot cam prin acea perioadă s-a întâmplat ceva ciudat cu glicemia mea. Nivelul acesteia s-a stabilizat așa încât nu mai aveam decât rare ori fluctuații accentuate. O fi fost probabil datorită faptului că mâncam la ore regulate, dar părerea mea este că o soție iubitoare e unul din cele mai grozave remedii pentru orice necaz. Ziua în care am mutat tot echipamentul din casă în noua clădire a fost o zi mare. Aceasta era încă nefinisată și în aer mai plutea încă mirosul de rigips, dar cu toate astea am făcut mare tam-tam la radio de noul sediu și am invitat oamenii să vină la inaugurare și să participe la turul de onoare. Invitația fu onorată de o mână de oameni, printre care și Natalie, fetița care mă sunase și mă ajutase să o găsesc pe Cali. Era însoțită de bunica ei, Maie Edwards. Am aflat că bunicul fetiței murise cu câteva luni în urmă, iar ele două rămăseseră singure pe lume.
Le-am condus prin studio, iar Natalie îmi puse o mulțime de întrebări legate de tot ceea ce vedea. Era ca argintul viu. Îmi doresc de multă vreme să vizitez postul noastră de radio, spuse fetița, de îndată ce scăpă un pic de sub supravegherea bunicii. Eu umblu mult cu bicicleta și într-o zi am tras cu ochiul pe geam și v-am văzut vorbind la microfon. Trebuia să bați la ușă, te-aș fi plimbat peste tot. Bunica spune că nu-i voie să-i deranjez pe oamenii mari când lucrează, dar mi-ar plăcea tare mult să învăț și eu să apăs pe toate butoanele alea și să fac radioul să funcționeze. Nu-i chiar așa de greu, am spus eu. Serios? Serios. Eu am început când eram destul de mic, reparam aparate vechi și chestii de genul ăsta. Maie veni lângă noi să mă întrebe dacă Natalie nu mă deranjează, iar eu am spus că nu mă deranjează câtuși de puțin, bancă îmi face plăcere să-i răspund la întrebări. Toată săptămâna numai despre asta a vorbit, zise Maie. Are obiceiul să înregistreze tot felul de chestii, prefăcându-se că e la radio. E atât de drăguță când se joacă așa. Natalie mi-a dus la cunoștință că de Crăciun își dorise două casetofoane. Pe unul îl folosea ca să asculte muzică, iar pe celălalt ca să-și înregistreze vocea. Era o metodă copilărească, dar faptul dovedea că fetița înțelege principiile după care funcționează radioul. Pe când cele două se pregăteau să-și ia rămas bun, mi-a venit o idee. Nu știu dacă Dumnezeu a fost cel care m-a îmboldit să o fac, dar după felul cum au decurs lucrurile ulterior, tind să cred că așa e. Natalie, ți-ar plăcea să vii aici odată pe săptămână și să lucrezi o oră la radio? Am întrebat. Dacă bunica ta e de acord. Se uită la mine de parcă i-aș fi oferit cheile tărâmului fermecat. Vorbești serios? Aș putea avea propria mea emisiune? Sigur. Te-aș lăsa să stai în studio, uite acolo, în timp ce eu m-aș ocupa de partea tehnică. Apoi, după ce înveți niște lucruri, poți să te descurci singură la pupitru. Nu-i chiar așa mare scofală, însă trebuie să te avertizez de un lucru. Natalie făcu ochii mari și m-am aplecat spre ea. Odată ce ți intră în sânge, nu mai scapi niciodată de microbul radioului. Asta e realitatea. Munca la radio are ceva molipsitor. Dădu din cap semn că a înțeles, dar știam că nu pricepuse. Mai îmi mulțumi și am spus să o aducă pe Natalie săptămâna următoare, joia, urmând ca eu să anunț lucrul acesta pe post. Fetița mă întrebă cum să se pregătească. I-am spus că nu trebuie să facă nimic și că o ajut eu pe toată durata emisiunii. Cum ai vrea să se numească noua emisiune? Am întrebat-o. Poate ar fi bine să nu folosim numele tău adevărat. Gândește-te la un nume atrăgător și săptămâna viitoare, Gen Bug, rostia cu promptitudine. Așa îmi spunea mie tata. Înseamnă cărăbuș în limba engleză. Gen Bug, să fie atunci, am zis eu, o să-i spunem ora lui Gen Bug. Plecă țopăind într-un picior în timp ce bunica ei se străduia să țină pasul cu ea. Parcă zbura asemenea unui cărăbuș. Părul îi flutura în bătaia vântului, iar în jurul ei sclipeau zeci de licurici. Era imaginea perfectă a unei seri de vară. Arunca din când în când câte o privire peste umăr la bătrâna care venea în urma ei și vorbea într-una, râzând și gesticulând. M-am întrebat cum se descurca Maie singură cu fetița. A fost foarte drăguț gestul tău, spuse Cali după plecarea lor. Știi să te porți cu copiii, domnule Alman. Să nu-ți vină cumva vreo idee, doamnă Alman. Prima oră cu Gen Bug n-a mers cum așteptam. Natalie era talentată, dar își scrisese tot textul pe hârtie și nu se abătu cu niciun cuvințel de la însemnările ei. Vreau ca piesa, eu vreau să zbor, să fie melodia distinctivă a emisiunii sale, pe care să o difuzăm și la început și la sfârșit, așa că m-am conformat. Mi-a înșirat toate persoanele cărora le spusese să o asculte. Colegii ei de clasă și profesorii, pastorul de la ea de la biserică și toți cei din grupul său de rugăciune. A avut probabil o audiență mai mare decât aveam eu la emisiunea mea de dimineață. Maie și Cali ascultau din bucătărie și sunt sigur că erau foarte impresionate, dar vă spun sincer că pentru mine a fost cel mai frumos moment din săptămâna aceea. Către sfârșitul emisiunii m-am dus lângă ea, pusesem o melodie lungă.
Ăsta e ultimul cântec înainte de melodia ta preferată. Într-adevăr, timpul zboară când ești la radio, nu-i așa? Da, așa e. Te-ai hotărât cum vrei să închei? Răsfoi hârtiile pe care își notase discursul cuvânt cu cuvânt. Găsi pasajul pe care îl căuta și ridică hârtia cu pricină. Gata de emisie. În regulă, dar vreau să faci ceva pentru mine. Și vreau să ai încredere în mine. Fac asta de multă vreme. Prea bine, despre ce e vorba? Să am o voce mai vioaie când îmi au rămas bun? I-am luat toate hârtiile și le-am pus la o parte cu grijă. Vreau să vorbești liber de data asta, nu de pe hârtii. Se uită la mine de parcă i-aș fi călcat pe coadă cățelul prea iubit. Dar am lucrat atât de mult la ele, nu-mi pot aminti tot ce am scris. Nici nu trebuie, Natalie. Ai o voce grozavă și vorbești cu multă însuflețire. Dar calitatea ta cea mai de preț și motivul principal pentru care oamenii vor să te asculte se află aici. Mi-am împuns pieptul cu degetul. Oamenii nu vor să le vorbești, vor să converseze cu un prieten, așa cum povestim noi acum. Nu te gândi la radio ca la un megafon prin care li te adresezi oamenilor. Imaginează-ți că stai de vorbă cu o singură persoană. Clădește o punte între inima ta și a lor. Fii tu însă-ți, Jan Bank. Dar dacă greșesc, dacă nu mă descurc, poate o să încerc data viitoare mai bine. Ochii se umeziră ușor și am știut exact ce simte în momentul acela. Era prea multă libertate pentru ea venită prea curând. Am pus hârtiile în fața ei și am zâmbit. În regulă, o să încercăm săptămâna viitoare. Acum pregătește-te, cântecul e aproape de final. O să dau numai decât drumul la piesa principală. M-am întors în camera de control și am privit-o prin peretele despărțitor de sticlă. Stătea cu spatele drept, cu părul curgându-i pe umeri. Căștile erau prea mari, deși le fixasem pe cea mai joasă poziție. Îmi aruncă o privire când se sfârși cântecul și trase adânc aer în piept. Se vedea clar că are un talent născut. De îndată ce se aprinse semnalul luminos de intrare în direct, aruncă o privire la ceas și așeză ușurel foile pe masă în fața ei. Este ora 7:05 și momentan în Dogwood sunt 19 grade. Prima mea emisiune Genbug se apropie de final. Sper că v-a făcut plăcere să fiți alături de mine. Vreau să-i mulțumesc domnului Alman pentru că m-a lăsat să vin aici și să împărtășesc cu voi câteva melodii care îmi plac mult. Dacă v-au plăcut și vouă, spuneți-le prietenilor voștri și familiei despre postul nostru de radio. Eu una le-am zis tuturor cunoscuților mei. Dacă facem asta cu toții, o să fie o mulțime de oameni care o să asculte Bluegrass și vestea cea bună. Domnul Alman spune că ar trebui să vă vorbesc din inimă, deci așa am să fac. Melodia de încheiere va fi cea pe care am difuzat-o și la începutul emisiunii. Eu voi zbura. E o melodie care mi-este foarte dragă, pentru că tatăl meu mi-o punea în fiecare dată când eram speriată. Poate o să credeți că îmi place pentru ritmul ei săltăreț, care uneori are darul de a mă calma, dar nu ăsta este motivul. E vorba de mesajul pe care îl transmite cântecul acesta. Într-o bună zi, dacă îl cunoști pe Iisus, îți vei lua zborul spre adevărata ta casă. Comoara noastră nu se află în lumea asta învechită, ci sus, în ceruri. Acum știu lucrul ăsta și mai bine, pentru că bunicul meu a ajuns în prezența Domnului și Mântuitorului său și de-abia aștept să mă întâlnesc din nou cu el și să-l strâng în brațe și să-i povestesc ce am făcut eu și bunica de când a plecat el. Nu spun că nu ne putem bucura de lucrurile frumoase de aici, de pe pământ, de petreceri și alte chestii de genul ăsta, dar cântecul de care vă zic îmi aduce aminte că oricât de bine sau de rău ne merge, trebuie să rămânem cu privirea țintită asupra raiului. Asta ne face să fim mai buni și mai înțelepți cât timp locuim încă pe pământ. Își ridică mâna mică și o flutură prin aer, iar eu am dat drumul la cântecul interpretat de Alison Krauss. Ei bine, sper că v-a plăcut prima oră cu Jan Bug și dacă v-a plăcut, vă invit și săptămâna viitoare când o să vă oferim din nou o muzică de calitate. Sunt Jan Bug.
Acum e 7 fără 3 minute și tot 19 grade. Cel puțin așa cred. Vă doresc noapte bună și mulțumesc că m-ați ascultat. Audiție plăcută în continuare. Apăsă pe buton exact la momentul potrivit și melodia a început. Am început să bat din palme și să ovaționez. Natalie radia de încântare. Caliș făcu apariția în pragul ușii, urmată de Maie, care zâmbea cu ochii umezi de lacrimi. M-ai auzit, bunico? O întrebă Natalie. Sigur că te-am auzit, scumpa mea. Fiecare cuvințel. Râse. Te-ai simțit tot mai în largul tău, nu-i așa? Ai auzit ce am spus despre bunicul? Bătrâna o strânse în brațe. Oh, mi-a plăcut teribil partea aceea. La început am fost destul de emoționată, dar când domnul Alman mi-a zis să nu mai citesc de pe foaie și să vorbesc pur și simplu ce-mi trece prin cap, mi-am revenit. Am putut să fiu eu însămi. Asta e regula numărul 1 la radio, am încuvințat eu. Ai un talent extraordinar. Cu adevărat ești talentată, spuse și Cali, apoi se plecă spre Natalie. Am făcut o prăjitură cât timp tu erai în emisie și tocmai am scos-o din cuptor. Vrei să vii să mă ajut să pun glazură și bombonele pe ea? Natalie sări de pe scaun ca un arc și țâșni pe ușa afară, urmată de Cali. Maie se întoarse către mine și câteva clipe nu putu să scoată nicio vorbă, apoi reuși să se adune. Billy, tu nu știi prin ce a trecut fetița asta? A fost grozav de încercată. Probabil că ai auzit câte ceva, dar realitatea e incomparabil mai dramatică. Îmi dau seama că ai dreptate. Ăsta a fost cel mai frumos cadou pe care l-a primit vreodată. Nici nu-ți imaginezi cât de mult înseamnă pentru ea. De-abia am reușit să o fac să mai tacă, nu vorbea decât despre asta. Dar înțeleg dacă la un moment dat te vei răzgândi. Să mă răzgândesc? Am spus eu râzând. Maie, Natalie e cel mai bun lucru care s-a întâmplat la postul ăsta de radio, de la formatul digital încoace. Vreau să vină în fiecare săptămână și cu timpul am să o învăț cum să lucreze la pupitru, să vadă cum merg lucrurile pe propria-i piele. E ca un burete, absorbe tot ce îi zic. Mie îmi spui? Am pornit computerul care preluă controlul și început să transmită muzica și programele serii. Maie se îndreptă către ușă, dar se întoarse din nou. Tatăl ei, mă rog, bărbatul care a îngrijit-o atâția ani, privi în gol, rătăcind printre gânduri. N-ai putea să înregistrezi următoarea ei emisiune? Sunt sigură că i-ar face mare plăcere să o audă. Poți să-i trimiți emisiunea din seara asta, dacă vrei. Ai înregistrat-o? Crezi că aș arata așa o bijuterie? Pot să o copiez pe un CD și să-i îl trimit mâine. Bătrâna nota adresa pe hârtie și am asigurat-o că mă duc la poștă chiar a doua zi. În viață multe lucruri au un început modest și așa s-a întâmplat și în cazul acesta. Nimeni n-a dat prea mare atenție unei fetițe care difuza muzică pe un post de radio neînsemnat dintr-o localitate obscură. Era un lucru mult prea mărunt pe scala de valoare a omenirii. Dar în spatele scenei se întâmplau lucruri importante, lucruri vrednice de remarcat. În săptămâna următoare i-am dat lui Natalie câteva sugestii menite să îmbunătățească prestația, iar fetița progresă într-un ritm de-a dreptul uluitor. Își notă pe ciornă câteva cuvinte și idei legate de cântecele difuzate și vorbi pe un ton atât de degajat de parcă ar fi stat la taifas cu una din prietenile sale, cu o farfurie de prăjiturele și o cană de lapte în față. O să mă lase fără slujbă dacă va continua în felul ăsta, i-am spus lui Maie la încheierea emisiunii. Femeia strălucea de încântare. E ca un boboc care tocmai se deschide, nu-i așa? Exact așa. Aseară m-a sunat bărbatul căruia i-ai trimis CD-ul, zicea că are o idee. Nu-mi spune că vrea și el să facă o emisiune. Nu, nu. I-am spus despre postul tău de radio și despre ce faci tu aici. Era atât de fericit să-i audă vocea. A spus că emisiunea a fost ca un răsărit de soare pentru el. Îți poți imagina cât de greu i-a fost să renunțe la fetița asta după ce a îngrijit-o atâta vreme. Dar cred că a înțeles că i-ar fi mai bine aici cu noi. Mă rog, acum numai cu mine. Trebuie să-ți istorisesc toată povestea într-o zi. Da, m-aș bucura.
Ei bine, auzi ce chestie. M-a întrebat dacă nu ar putea asculta postul tău pe internet. I-am zis că nu cred, dar o să te întreb. E posibil? Mai, oamenii îl prind cu greu și la radio, dar rămite pe internet, am spus eu. Nu-mi permit să plătesc în plus. Costurile pentru îmbunătățirea semnalului sunt prea mari pentru mine. Dar ar fi posibil, da? Orice e posibil dacă ai bani. În oraș este un tip care se ocupă de website-uri în timpul liber. Am vorbit cu el într-un moment în care mi-au lăsat imaginația să zboare, dar e prea scump. Ei bine, omul ăsta, John, a spus că vrea să o audă pe Jan Bug în fiecare săptămână și e dispus să plătească oricât ca să-ți asculte postul acolo unde locuiește el. Chiar așa? Și a spus că toată țara ar putea să te audă dacă ai difuza pe internet. Presupun că dacă ai avea o conexiune, ai putea face asta, nu-i așa? Da, dar stai puțin. Are de gând să plătească el pentru tot? A zis că dacă ai trimis lista cu cheltuielile necesare, îți scrie un cec. Între timp, o să-ți dea niște bani ca să-i trimiți în continuare CD-urile. Vestea fu pentru mine ca o ploaie de vară pentru holdele pârjolite de arșiță. O să mă interesez ce-i de făcut. În luna următoare am primit un cec de $1,000 din Colorado. Pe plic erau trecute numele expeditorilor, John și Sheila Johnson. John îmi scria cât de mult se bucurase la primirea CD-ului și îmi cerea să întocmesc un buget pentru tot ceea ce am nevoie ca să intru pe internet. Îmi trimisese adresa sa de e-mail spunând că avea să-mi trimită banii de îndată ce întocmesc planul de cheltuieli. Vestea mă lovise ca un trăsnet venit din cer. Nu făcusem nimic ca să primesc așa ceva. Mă agățasem doar de viziunea mea, iar restul mi se oferise pe tavă. Dacă n-ar fi fost Natalie, nu s-ar fi întâmplat asta niciodată. Iar povestea nu s-a încheiat aici. La câteva săptămâni de la prima ei emisiune, Natalie a venit la radio ca să mă urmărească în timpul emisiunii de dimineață să vadă cum se derulează tot procesul. Am pus muzică și între timp am început să vorbim despre omul acela din Colorado. Mi-a povestit cât de greu i-a fost să plece de la el și ce-și mai amintea despre viața ei de dinainte. Apoi orientă firul discuției înspre mine. Întrebările ei erau foarte intuitive. Mă întrebă de pildă de ce durase atâta până să mă căsătoresc cu Cali. De asemenea, vrut să știe de unde îmi veneau pasiunea pentru radio și dorința de a le vorbi oamenilor, având în vedere că păream genul de om care preferă să trăiască singur și se bucură să stea retras. Ce anume vă place atât de mult la Blugra, căci bănuiesc că trebuie să vă placă grozav, din moment ce ascultați tot timpul muzica asta, zise ea. Cred că o am în sânge. Iubesc muzica asta încă de când eram copil. Una din cele mai frumoase amintiri ale mele e legată de tata și de prietenii lui, pe care îi invita la noi acasă, în Buffalo Creek, ca să cânte toți împreună. Tatăl dumneavoastră era muzician? Tatăl meu era minier, dar iubea mandolina și muzica bună. De la el mi se trage pasiunea asta. Dumneavoastră ați cântat vreodată? Tata mi-a dăruit mie mandolina lui și am învățat să cânt la ea binișor. Am fost chiar și într-o trupă la un moment dat. Serios, ați scos vreun album? Trupa respectivă are multe albume, dar eu nu apar pe niciunul din ele. Unde vă e mandolina acum? Am vândut-o. De ce? Aveam nevoie de bani pentru echipamentul tehnic. Ce trist! Mi-ar plăcea să vă aud cântând. Poate că o să mă auzi într-o zi. Capitolul 29. Vara era fierbinte, iar zilele lungi de tot. Se apropia cea de-a patra aniversare a postului de radio, iar Cali propuse să ne folosim de acest prilej pentru a celebra noul website și lansarea pe internet. Primisem din Colorado cecul care acoperea cu generozitate toate cheltuielile necesare. Simțeam că soția mea îmi pregătește o surpriză. Își luă liber de la serviciu în ziua cu pricina și stătu acasă cu mine, unde am ținut o scurtă ceremonie ad hoc. Nu vreau să ia cuvântul sau să discute cu mine pe post, fiindcă nu-i stă în fire.
Totuși, se aplecă la un moment dat deasupra microfonului și îndemnă auditoriul să asculte emisiunea lui John Bug din seara aceea. Asta a fost tot ce a avut de spus. Am rezervat o masă la restaurant pentru cina din seara aceea. Natalie și Maie erau și ele prezente, iar Callie îl invitase și pe Charles Brockton, tipul acela din Charleston, care mă ajutase atât de mult. Își făcură apariția mai multe persoane din vecinătate care veniseră să petreacă împreună cu noi și să savureze o felie de tort. Tipul care se ocupase de website, Homer Saunders, aduse cu el o coală pe care listase ceva. Avea un zâmbet larg pe față când se apropie de noi. Avem deja mai bine de 100 de accesări ale site-ului, mă informă el arătându-mi hârtia pe care erau indicate cotele de audiență. Mă întreb câte o să avem de seară, murmură Natalie. Mii, am spus eu. Emisiunea ta va avea cea mai mare audiență în fiecare săptămână. Schiță un zâmbet plouat care m-a făcut să cred că știe ceva ce mie îmi scapă. Când veni momentul să plecăm pe la casele noastre, mi-am dat seama că mai urma ceva. Cali zăbovi puțin în ușa restaurantului. I-am spus că trebuie să ne întoarcem acasă. Billy, trebuie să te pregătesc pentru ceva, spuse ea. Emisiunea din seara asta o să fie puțin altfel decât de obicei. Cum așa? E o surpriză, vreau să intri în joc. Cum să intru în joc când nu știu despre ce joc e vorba? Am pus ce mai rămăsese din tort pe bancheta din spatea camionetei, așezând o cărămidă în fața cutiei ca să nu alunece. Va trebui să ai încredere în mine. Crezi că ai putea? Știi bine că am încredere în tine, dar cum rămâne cu Natalie? A fost ideea ei. Ar fi trebuit să-mi dau seama. Ce idee? Ți-am zis că trebuie să ai încredere în mine. Acum dăm cheile ca să te duc acasă. Am rămas fără cuvinte căci eu eram cel care conducea de fiecare dată. Mașina fiind veche, era destul de greu de schimba vitezele și lui Cali nu-i plăcea să conducă din acest motiv. Îmi stăteau pe limbă tot felul de întrebări, dar i-am dat cheile și m-am urcat pe locul pasagerului. Chiar înainte să cotească spre strada noastră, Cali trase pe dreapta. Încă ceva, trebuie să-ți spui asta. Scoase o mască de ochi cu care dormea ea în fiecare noapte. La ce-mi trebuie asta? Mă privi fără să scoată un cuvânt, dar am înțeles din privirea aceea că nu avea de gând să mai repete. Am luat masca și mi-am acoperit ochii. Bine, am încredere în tine. Mi-am fluturat mâna prin aer. Șofer, dă-i drumul. Nu intră pe alee, ci parcă pe stradă în fața casei. Era ciudat. Se dădu jos din mașină și mă ajută să traversez șanțul și mica pajiște din fața casei, pe care îi promisesem că am să o transform într-o grădină, dar nu avusesem timp să o fac. Cât mai durează? Am întrebat eu. Aproape am ajuns, răspunse ea. Ai grijă la picioare. Mă duse înăuntru, dar în loc să o luăm la stânga spre camera de control, am luat-o la dreapta, spre studio. Aici era o căldură înăbușitoare și am auzit niște râsete înfundate, apoi pe cineva făcând șt. Cali mă așeză pe scaun și mă înmână căștile. Se auzea o melodie apropiindu-se de sfârșit. E nevoie de cineva care să stea la pupitru. Cine o să o facă? Am întrebat eu. Îmi luă căștile de pe urechi zicând. Doar nu te-ai însurat cu o nătângă, Billy. La uzul acestor cuvinte persoanele din încăpere izbucniră în râs și mi-am dat seama că mai erau mulți înși în afară de Natalie. Erau și voci de bărbați. Am încercat să pun cap la cap informațiile pe care le aveam, dar dintr-o dată muzica se opri și Natalie începu să vorbească fără preambulul melodiei sale preferate. La început am crezut că e o greșeală. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la o ediție specială a orei lui John Bug. Este prima oară când difuzăm și pe internet, iar programul din această seară este dedicat fondatorului și directorului postului nostru de radio, domnului Billy Allman. Acum, la începutul emisiunii, dorim să-i oferim un cadou special pe care mai apoi o să-l invităm să-l folosească. Fața mi era fierbinte ca focul. Nu-mi place să mi se dea atâta atenție și nu-mi plac surprizele. Întindeți-vă mâinile, domnule Allman, îmi ceru Natalie.
Are o mască pe ochi, prin urmare nu știe ce urmează să-i se întâmple. Tipic pentru Billy, spuse un bărbat de lângă mine și am recunoscut vocea lui Lester Cremens, unul din chitariștii de la Gospel Bluegrass Boys. Mi-am întins mâinile și am simțit un obiect rotund de lemn fin și neted cu un gât lung și subțire. Am rămas nedumerit câteva momente, întorcându-l pe toate părțile și pipăindu-i relieful sculptat cu măestrie. Cineva din stânga mea îmi luă mâna și îmi puse în palmă o pană de ghitară. O să ai nevoie de asta, Billy. Încăperea părea mult mai mare din cauza că erau pornite mai multe microfoane, nu doar a lui Natalie. Vă puteți scoate masca de acum, domnule Alman, spuse Natalie. Mi-am dat jos masca de pe ochi și nu mi-a venit să cred ce văd. Era vechea mandolina a tatei, sau cel puțin așa am crezut la început. Dar nu era așa. Aceasta era nou-nouță. Natalie stătea în picioare în fața mea, zâmbind și urmărindu-mi cu atenție expresia de pe chip, în timp ce toți ceilalți râdeau în hohote. Am încercat să dăm de urma celei pe care ai vândut-o, dar n-am reușit, explică ea. Însă tatăl meu a găsit-o pe asta, pe internet, s-a gândit că poate o vei folosi. Am scuturat din cap și m-am uitat în jurul meu la fețele celor care mă priveau cu atenție. I-am întins mâna lui Lester, care mi-o scutură cu putere. A trecut multă vreme, Billy. Îl poreclisem Lester rotundul din cauza că era un tip rotofei, iar porecla îi se potrivea atât de bine încât nimeni nu-i mai spunea pe numele lui adevărat. Poate vă închipuiți că vederea lui mi-a trezit amintiri neplăcute legate de persoana lui Vernon Tarley, făcându-mă să mă indispun. Dar adevărul este că m-am bucurat să-l revăd. Se purtase întotdeauna frumos cu mine. Doamnelor și domnilor, s-au reunit în studioul nostru câțiva dintre cei mai iscusiți chitariști de bluegrass din localitate, care ne vor oferi în seara aceasta un concert în direct, fără nicio repetiție prealabilă, spuse Natalie citind de pe ciornă. Îl prezenta apoi pe Lester și pe ceilalți, pe unii știam, pe alții nu. Muzicienii de la munte au o trăsătură aparte. Ei nu simt nevoia să fie prezentați unii altora sau aduși în atenția publicului în mod explicit. Teoria lor este că muzica e un limbaj universal și cântatul împreună e asemenea unei conversații prelungi. La început mi-a fost destul de greu să țin pasul cu ei. La un moment dat m-am întrebat cine s-o fie ocupând de partea tehnică, iar când m-am uitat la pupitru, le-am văzut pe Cali și pe Maie, stând în spatele lui Jimmy Stilewater, cel care mă înlocuise la postul de radio unde lucrasem odinioară. Mă salută dând din cap și ridică degetul mare, semn că totul era în regulă. Abia în momentul acela am recunoscut microfoanele amplasate în încăpere. Bărbatul își adusese propriu pupitru de mixaj și câteva microfoane suplimentare ca să avem un sunet de calitate superioară. Ei bine, nu știu ce credeți voi, dar eu una aș vrea să-l aud pe sărbătoritul nostru, spuse Natalie. Toată lumea râse și bătu din palme. Pentru prima dată în viață am rămas fără cuvinte, am spus eu. Un nou val de râsete se auzi. Ăsta e cel mai frumos lucru pe care l-a făcut cineva pentru mine. Și regret din toată inima că vă dezamăgesc, dar n-am mai cântat la mandolină de foarte multă vreme. O să-ți amintești, Billy, mă încurajă Lester. E ca și mersul pe bicicletă. Mi-am acordat ghitara. Ce-ai zice să începem? Începe tu, eu o să mă țin după tine, am zis eu. Lester pocni din degete dând startul și abia atunci mi-am dat seama că nici măcar nu știam ce urmează să cântăm. Însă imediat ce am auzit primele acorduri, n-am mai avut dubii. Iată-i, dragi ascultători, în direct din Dogwood, Virginia de Vest, în premieră absolută, Billy, alături de bluegrass și vestea cea bună. Mandolina are darul de a-l face pe cel care îi atinge coardele să se simtă împăcat cu întreaga lume. De îndată ce banjo-ul intonă primele acorduri ale piesei Eu voi zbura, îmi reveni totul în minte. N-am făcut decât să ciupesc coardele ușor, lăsându-i pe ceilalți să termine prima strofă. Atunci Lester îmi făcu un semn din cap și am interpretat-o eu pe a doua. Am continuat așa, pătruns de sunetul muzicii până în străfundul sufletului meu.
După câteva minute încheiară în partea instrumentală și toată lumea a început să aplaude. Natalie nu-și mai încăpea în piele de bucurie privindu-mă. Habar n-am avut că știți cânta așa, domnule Alman, spuse ea. Păi, ca să fiu sincer, nici eu, fu răspunsul meu. A trecut foarte multă vreme. Vă place mandolina? Vroia să știe. E cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată după iertarea Domnului Isus. Dar soția? Întrebă unul dintre băieți. E pe locul al treilea, am spus eu. Toată lumea râse, iar eu am aruncat o privire înspre Cali, în camera de control. Aceasta și-a acoperise fața cu mâinile și plângea în hohote din cauza emoțiilor momentului. Dragostea unei femei bune este un lucru extraordinar, mai ales a uneia care ți-a stat alături și te-a așteptat atâta vreme. Fusesem cât pe ce să o pierd, iar gândul acesta a făcut să mi se pună un nod în gât. Ce cântăm în continuare, Billy? Întrebă Lester. Noi avem aici o listă de cântece, dar azi e ziua ta, alege tu. Băieți, știți melodia Puterea sângelui vărsat? M-am adresat eu muzicienilor. Care spală al tău păcat, continuă Lester. E aici pe listă. Terry poate să cânte cu vocea. Atunci să-i dăm drumul, am zis eu. Și am început. A fost aproape ca în rai. Am închis ochii și în clipa în care am atins coardele mandolinei, am fost purtat înapoi în timp, în orășelul de lângă râu, șezând la picioarele tatei, în camera din fața vechii case, care acum nu mai exista. Alături de toți oamenii aceia care, deși acum nu mai trăiau, mi-aminteam bătând din palme, cântând și jucând pe ritmul muzicii. Muzica are darul de a umple multe goluri. Ea este un cadou de la Dumnezeu, pe care nu era obligat să ni-l dăruiască, dar ni l-a oferit de dragul nostru, gândindu-se probabil că viața noastră nu ar fi la fel de plină fără muzică. Chiar dacă n-ai niciun ban în buzunar și trăiești sărac lipit din mila altora, chiar dacă ești bolnav țintuit la pat sau chiar dacă te afli în închisoare, dacă ai muzică înseamnă că ai cu ce să-ți hrănești sufletul. Presupun că acesta e motivul pentru care am vrut să înființez un post de radio. Chiar dacă mă oprisem la un moment dat din cântat, în adâncul sufletului meu tângeam după ceva real, ceva nedefinit. Așa că am înființat postul de radio ca să-mi hrănesc într-un fel propriul suflet, iar cu timpul viziunea mea a adus binecuvântare și altor suflete. Am cântat mai bine de o oră fără să simt vreun strop de oboseală. Am introdus parola care trebuie introdusă în fiecare oră și am mai cântat o jumătate de ceas încheiind concertul cu Eu voi zbura. Terry cântă cu vocea și melodia dură mai bine de 6 minute. Toți eram absorbiți de farmecul momentului și știam că în încăperea aceea se întâmplă un lucru magic, magia muzicii, și că rare ori în viață ți se dă ocazia să trăiești o seară ca aceea. Totul curgea de la sine, iar muzica se revărsa fără niciun efort, direct din inimile noastre. Este o stare ideală la care visează orice om de radio, iar după destrămarea acelei magii ai face orice ca să o readuci în studio, dar n-ai cum, pentru că e o stare supranaturală pe care nu poți să o reproduci. După ce am comutat transmisia înapoi pe internet, am mai cântat o jumătate de oră, înregistrând o variantă instrumentală a piesei Eu voi zbura pentru emisiunea lui Natalie. Într-un târziu, Lester spuse că trebuie să plece acasă. Ceilalți băieți trebuiau și ei să fie la serviciu a doua zi dimineață. Niciunul din ei nu mai activa într-o trupă de muzică. Cântau doar de plăcere, pentru că muzica făcea parte din ființa lor. I-am rugat să-mi lase numerele de telefon pe bucată de hârtie și înainte să plece, Natalie zise: ce-ar fi să repetăm figura săptămâna viitoare? Nu știu dacă putem face față la atâta încărcătură emoțională în fiecare săptămână, draga mea, am zis eu. Poate o dată pe lună, ce ziceți? Ceilalți încuvințară din cap și am stabilit de comun acord data viitoarei întâlniri. Aveam senzația că începem o lucrare pe care o pregăteam de mulți ani de zile. Pe când se pregătea să plece, Lester mă lua deoparte. Bănuiesc că ai auzit de Vernon. Am auzit, un eveniment regretabil.
Nu te-am întrebat niciodată, dar am avut întotdeauna senzația că pune ceva dubios la cale. Legat de tine, vreau să spun. Senzația ta a fost corectă. Scutură din cap, străbătut de un fior. Îmi pare rău că nu am spus nimic, Billy. Când ai părăsit trupa, am vrut să te întreb, dar n-am îndrăsnit. Mi-e rușine de mine. E în regulă, Lester. Tu te-ai purtat mereu frumos cu mine și apreciez faptul că m-ai întrebat acum. Ai reușit să treci peste povestea asta? Am învățat că o experiență de genul ăsta te urmărește toată viața, până la sfârșit. Probabil că de aceea am plecat. Dar Dumnezeu are căile sale de a-ți arăta că trebuie să-ți înfrunți demonii, altfel te vor înghiți de viu. Mă bucur oricum că nu ai renunțat la muzică, spuse Lester. Am redescoperit-o în seara asta. Domnul să te binecuvânteze, Billy. Deja m-a binecuvântat, am spus eu, din plin. Mă bătu ușor pe spate, după care își luă gitara, se urcă mașină și plecă. Jimmy Stylewater mă anunță că trebuie să-și ia microfoanele și pupitrul de mixaj și să le ducă înapoi la radio, dar că le aduce bucuros în fiecare lună dacă e nevoie. Dar să știi că e vorba de un serviciu care o să-ți ia mult timp și nu o să-ți aducă nici o recompensă financiară, l-am avertizat eu. Eu iubesc muzica, Billy, spuse el. Aș face asta doar de dragul de a asculta o muzică atât de pură și de frumoasă. A fost ca o gură de aer proaspăt. În plus, simt că -ți sunt dator pentru felul în care s-a purtat fratele meu cu tine. Lucrul ăsta e de mult iertat și îngropat, Jimmy. Apreciez că simți asta. Spune-i lui Carl când îl întâlnești că îi transmit salutări. Natalie rămase ultima, mult peste ora ei obișnuită de culcare. Șezu în camera de control cât timp eu am programat computerul. Mai e plecase, iar Cali se oferise să o ducă pe Natalie acasă după încheierea festivității. Ăsta a fost unul din cele mai palpitante lucruri la care am participat vreodată, spuse ea. Și eu. Și din câte spune Cali, nu s-ar fi întâmplat nimic din toate astea dacă nu erai tu și ideile din căpșorul ăsta al tău. Am o grămadă de idei, dar ea a fost cea care le-a pus în practică. Credeți că tatăl meu o fi auzit emisiunea din seara asta? Sunt convins că a auzit-o. Și dacă nu, Jimmy a înregistrat-o și am să-i o trimit. Ți-e dor de el, nu-i așa? Da, dar uneori mă simt vinovată că mi-e dor de el, pentru că mă tem să nu o jignesc pe bunica. Bunica ta e o femeie înțeleaptă. Sunt sigur că s-ar bucura să vorbești cu ea despre asta. Probabil că se întreabă de multe ori ce se petrece în sufletul tău. Mie mi se pare că vorbesc prea mult. Dumnezeu te-a înzestrat cu un talent aparte, Natalie, și am învățat de-a lungul timpului că talentul poate fi tocmai slăbiciunea unui om. Înțelegi ce vreau să spun? Căzu pe gânduri câteva clipe. Că lucrurile la care te pricep cel mai bine pot fi uneori o piedică? Am încuvințat din cap. Dacă te bizui pe propria-ți putere și înțelepciune, poți realiza multe lucruri. Dar dacă lași pe Dumnezeu să-ți valorifice abilitățile cu care te-a înzestrat, precum și punctele slabe, viața ta se va transforma într-un cântec minunat, închinat lui, zi de zi. Și cum să fac asta? Nu există o rețetă anume. Stai aproape de el, vorbește-i. Nu privi necazurile ca pe o dovadă de răutate din partea lui, ci ca pe o modalitate de a te atrage mai aproape de el. Și orice ai face, dăruiește-i toată inima ta, căci inima este comoara ta cea mai de preț, așa va fi mereu. Fetița zâmbi și mă strânse în brațe cu putere, după care ieși și se îndreptă țopăind spre casa din față. În timp ce o urmăream cu privirea, i-am mulțumit lui Dumnezeu că mi încredințase o lucrare care mi-a aducea atâta bucurie. Îmi dăduse prieteni cu care să mă împărtășesc bucuria, o fetiță cărei viață s-o pot modela și o soție care mă iubea. Sigur că sentimentele plăcute pe care le ai după astfel de zi dispar curând, înghițite de greutățile vieții, dar în clipa aceea m-am simțit cel mai binecuvântat om de pe fața pământului. Având dealul în spate, un semnal clar la radio, cu o arie de propagare mai mare decât aș fi putut visa vreodată,
și o mandolină pe care s-o țin din nou în brațe, eram de-a dreptul copleșit. Îmi doream să fie și părinții mei alături de mine, dar într-un fel simțeam că ei sunt acolo. Capitolul 30. Am cântat și eu în seara în care Billy s-a reîntors la marea sa dragoste, muzica. Sunetele scoase de el erau atât de suave, iar instrumentul său atât de mic, dar cu toate astea am simțit că ceea ce s-a întâmplat în încăperea aceea a fost orchestrat de o mână divină. A fost nevoie de atâtea ingrediente puse la oaltă ca să iasă totul perfect. Rezultatul a fost de-a dreptul copleșitor. Cerurile cântă de bucurie atunci când un păcătos se căiește, dar sunt și alte lucruri care ne umplu de exaltare. Răspunsurile la rugăciuni, vindecările, miracolele prin care sunt salvați păcătoșii care imploră mila divină. Iar atunci când noi ne bucurăm, răsună o muzică celestă care răzbate până dincolo de porțile veșniciei și invadează bezna cea mai adâncă. M-am întrebat multă vreme cum de cântările noastre nu sunt auzite pe tot pământul, cu excepția anumitor situații speciale, cum a fost în noaptea aceea în Betleem. Însă cântecul meu a atras totuși atenția cuiva și în curând am văzut apropiindu-se o lumină strălucitoare. Era o prezență atât de sclipitoare încât a trebuit să-mi feresc ochii. Ființa aceea mi-a rostit numele. M-a lăudat pentru serviciile îndeplinite în slujba regelui și m-a întrebat ce învățasem din toată această experiență. Și m-am simțit atât de onorat încât am început să împărtășesc observațiile mele legate de viața lui Billy. M-am referit mai cu seamă la muzică și la asemănările și deosebirile față de tărâmul nostru ceresc. Se pare că viața fiecărui om este țesută pe un fundal muzical care îi umple întreaga ființă. Pentru unii, muzica este un bocet, un psalm care întărește momentele de restriște. Pentru alții, muzica e mai veselă și viața mai plăcută. Dacă cel în cauză se armonizează cu fundalul său muzical, îmbrățișând voia lui, va fi mulțumit întotdeauna, indiferent de circumstanțe. Dar dacă merge contra firului muzicii și îl acuză pe Dumnezeu de răutate sau nepăsare, apare conflictul. Pentru mine, am continuat eu, muzica este indispensabilă. Ea țâșnește din însăși ființa noastră. Așa am fost creați. La fel țâșnește și din ființa lor, dar cred că oamenii au libertate de alegere. Pot să cânte lăsând muzica să le curgă prin fiecare fibra ființei lor, sau pot să o ignore spre propria lor pierzanie. Ni se încredințează paza unei ființe umane, chiar și acelora dintre noi care suntem războinici de meserie, și cântăm. Pentru noi nu este doar o datorie, este un privilegiu oferit de acela care ne-a creat și care ne inspiră să înălțăm cântări de laudă. Dar e o misiune care vi se impune, spuse strălucitoarea ființă. Da. Și nu ți se pare oarecum nedrept lucrul acesta? Știu că nimic nu este nedrept în slujba aceluia care ne cheamă, dar căile oamenilor par cumva mai naturale. O ipoteză interesantă, detaliază. Știu că atotputernicul este nepărtinitor. I-am văzut sfințenia și imparțialitatea, splendoarea și maestozitatea. Ei, oamenii, nu întrezăresc decât vagi crâmpeie din toate aceste însușiri ale lui. Nu pot decât să-și imagineze cum e în ceruri. Ce nu știu eu însă, și nici măcar nu sper să pot înțelege vreodată, este cum văd muritorii dragostea lui. În pofida tuturor cusururilor lor, ei sunt capabili să simtă dragostea lui, care nu l-a cruțat nici chiar pe propriul său fiu. Eu nu am simțit și nu voi simți niciodată această dragoste inexprimabilă. Sunt recunoscător, desigur, pentru puterea lui creatoare, pentru omnipotența și omniștiența lui, dar jertfa mă umple de uimire. Faptul că el a luat locul celui vinovat mă copleșește, mă lasă mut de uimire în fața condiției umane. Sclipitoarea ființă veni mai aproape și îmi vorbi cu o voce fascinantă, ademenitoare. Acum, după ce ai gustat din drama umană, după ce ai înțeles cum lucrează regele tău,
Nu ți-ai dori să guști din adevărata libertate? În loc să asculți fără crâcnire și să te supui poruncilor, în locul monotoniei instrucțiunilor sale, nu ai prefera să-ți poți alege singur calea? Un fior rece îmi străbătuși raspinării când sub nimbul de lumină am deslușit chipul vrășmașului. Mă amăgise, mă lăsase să cred că era un seamăn de-al meu sau poate însuși regele venit să mă viziteze. Îmi ațâțase mândria pentru o clipă, gândul că aș fi atât de important încât să port cu el acest dialog. Dar în loc de asta stătusem de vorbă cu căpetenia demonilor, cu cel împotriva căruia luptam necontenit de la căderea sa. Niciodată, am șoptit eu cu fălcile încleștate. Mi-am dus instantaneu mâna la sabie. Privirea lui era țintită asupra mea și dintr-o dată m-am văzut înconjurat de o legiune întreagă de demoni care se uitau cu toții la mine. Îmi lăsasem garda jos pentru o clipă. Acum aveam să plătesc prețul. O durere mistuitoare îmi străbătu întregul trup. Dar înainte să apuc să chem întăriri, mi-am simțit gura încleștată în timp ce demonii, tărându-se unii peste alții, se încolăciră în jurul meu. În momentul acela am văzut chipul răului în forma sa cea mai pură, cea mai malefică. În ochii săi se citea disperarea care vine din conștiența înfrângerii, demența celui care nu are nicio șansă de izbândă, dar se înverșunează să lupte împotriva planului divin. Râse batjocoritor. Protejatul tău este pe punctul de a-l întâlni pe al meu și nici tu, nici stăpânul tău nu puteți face nimic în privința asta. Capitolul 31. După primul nostru concert live, un reporter din Huntington a apărut la ușa mea ca să-mi ia un interviu. Făcu câteva poze în studio cu Natalie în fața microfonului și cu mine și Cali ținându-ne de mână pe verandă. Era vorba de un articol scurt care urma să apară în ediția de weekend a ziarului Herald Dispatch și nu mă așteptam la cine știe ce reacții, dar, așa cum se întâmplă adesea, n-am anticipat cum se cuvine planul lui Dumnezeu. Website-ul nostru era tot mai accesat, iar Homer mi-a spus că în curând aveam să fim nevoiți să schimbăm serverul din cauza numărului de vizitatori aflat în continuă creștere. În ultima seară de joi din luna septembrie m-am întors la studio cu întârziere. Era cu o zi înainte de cea de-a 13-a aniversare a mea de la terminarea liceului și oamenii veneau din toate colțurile țării ca să participe la reuniune. Aniversarea avea să țină două zile și o parte din mine aștepta cu nerăbdare evenimentul, în timp ce pe de altă parte îmi doream să mă eschivez de la toată povestea. Știam că participanții aveau să se fălească toți cu realizările lor, pe când eu eram tot în dogud, făcând mai nimic. Cu toate astea așteptam cu nerăbdare să o revăd pe Heather, despre care se zicea că devenise cineva. Cali și cu mine ne dăduserăm întâlnire la restaurant. De aceea m-am întors cu întârziere la studio. Discutasem despre situația noastră financiară. Se părea că lucrurile încep să meargă mai bine de când cu cererea tot mai mare de spoturi publicitare. Am luat în calcul chiar și varianta ca ea să renunțe la slujba ei ca să mă poată ajuta la radio. Ne rugam de mult timp pentru asta, dar era încă doar un vis. Cali mai avea ceva de lucru la serviciu, așa că am pornit singur spre casă și când am ajuns, am văzut bicicleta lui Natalie rezemată de perete. Fetița era acolo și mă aștepta ca un câine credincios. Îmi cer scuze că am întârziat, am spus eu. Nu-i nimic, zise ea, așa am avut timp să mă gândesc. Iată lista de cântece. Îmi dădu o foaie de hârtie pe care înșirase cântecele de la 1 la 14. Eu mă apuc să le caut, iar tu pregătește-te în timp ce să intri în direct, am spus eu. Eram la pupitru ocupat cu computerul când am sesizat o mișcare cu coada ochiului. Mi-am ridicat privirile și am văzut-o pe Natalie punându-și căștile. Totul decurgea perfect normal, așa că am dat drumul la melodia principală, Eu voi zbura, în versiunea instrumentală pe care o înregistrasem împreună cu băieții. Am deschis microfonul și beculețul de intrare în emisie a început să pâlpâie. De obicei o lăsam pe Natalie să decidă când vrea să înceapă, dar cum de data asta nu spunea nimic,
I-am făcut semn cu degetul și m-am dat puțin mai în spate ca să privesc prin peretele de sticlă. În mod inexplicabil, ea nu-și desprindea privirea de la ușă. Ce vrei? Întrebă ea. Am apăsat pe butonul care îmi permitea să-i răspund. Vreau să-i dai drumul, Jan Bug. Haide, începe. Îmi aruncă o privire pe care n-am să o uit niciodată. Un amestec de panică și teroare îngrozitoare. Era o privire pe care n-ar trebui să o aibă niciun copil. Am dat muzica mai încet și am auzit pe cineva vorbind, încet și neinteligibil, în încăperea în care se afla Natalie. Mai este cineva cu tine? Am întrebat-o în căști. Natalie făcu semn din cap că da, continuând să privească țintă la ceva sau cineva anume. Ți-am văzut fotografia în ziar, am auzit vocea unui bărbat. Era o voce stridentă și plângăreață. Am încremenit. Instinctul îmi spunea că ar trebui să dau fuga în studio, însă vocea respectivă și întreaga situație mă țintuiseră locului. Ce vrei de la mine?" repetă Natalie. Vocea ei înspăimântată mă scoase din minți, făcându-mă să țâșnesc de pe scaun. Individul încuiase ușa pe dinăuntru. O montasem în așa fel încât n-aveam nicio șansă să o sparg. Oricine ar fi fost cel dinăuntru, momentan era stăpân pe situație. Individul mă privi prin peretele de sticlă. Era un tip sfrijit, cu o barbă mare, pe care nu și-o tunsese de multă vreme. Avea pe el o cămașă murdară cu mâneși lungi și niște blugi plini de noroi găuriți în genunchi. Și avea și un cuțit, lung, cu vârful curbat. Părea foarte periculos. Sub barba aceea neîngrijită și hainele acelea mizerabile, am recunoscut chipul la cărui fotografie fusese publicată în ziar după dispariția lui Clay. Am fugit înapoi în camera de control și am pus mâna pe telefon, dar linia era moartă. Cu adevărat era cazul să-mi iau și eu un telefon mobil. Nu intenționez să-ți fac rău, spuse bărbatul, vreau doar să arunc o privire prin prejur. Să nu te atingi de ea, am urlat eu în căști. Și individul sări ca ars când am auzit glasul în difuzor. Natalie scoase un țipăt și căută un loc unde să se ascundă, dar în încăpere nu se găsea nimic altceva decât masa rotundă pe care o construisem cu mâna mea și câteva dulăpioare agățate pe perete. Ar fi putut să fugă de el în jurul mesei, dar adevărul era că tipul deținea toate aturile din clipa în care intrase acolo. Îmi venea să-mi trag palme pentru că nu încuiasem cu cheia ușa de la intrare. Am bătut cu pumnul în geam ca să-i distrag atenția de la Natalie. Omul mă privi cu un rânjet macabru, conștient că sunt total neputincios. Îmi aduc aminte de tine, rosti el. Îndreptă spre mine un deget strâmb cu unghia murdară de noroi. Aproape că m-ai făcut una cu pământul cu camioneta aia. O să ajung și la tine, dar toate pe rând. Biblia ne învață să ne rugăm fără încetare, ceea ce pentru mine înseamnă să stau într-o atitudine de rugăciune tot timpul, indiferent cu ce mă îndeletnicesc într-un moment sau altul. În timp ce mă rugam, am încercat să vizualizez mental toate obiectele din studio care puteau fi folosite pe post de armă și singurul lucru care mi-a venit în minte a fost o lopată ruginită ce zăcea lângă ușa din spate. Am străbătut holul în grabă, am pus mâna pe lopată și fără să mai stau pe gânduri, am izbit-o cu putere de peretele de sticlă dublă, însă capătul greu de fier se desprinse din coada de lemn și zboră prin aer, aterizând undeva pe hol. Am început să lovesc cu coada lopeții în mijlocul peretelui până când primul strat de sticlă cedă și am continuat așa până când se sparse și cel de-al doilea strat. Mă durea inima să-l văd distrus, gândindu-mă cât mă costase peretele acela. Însă nimic nu era mai important decât fetița aflată în primejdie. Aș fi demolat toată clădirea dacă era nevoie ca să o salvez. Mi-am adus aminte de cuvintele șerifului Preston cu privire la Clay și m-am cutremurat. Ar fi trebuit să fiu mult mai prudent. Clay o înghesuise pe Natalie într-un colț al încăperii lângă dulăpioarele suspendate, iar când am intrat pe geamul spart pășind printre cioburile de sticlă, o prinse în brațe cu violență și trecu în spatele ei, lipindu-i de gât lama cuțitului. În locul tău aș lăsa din mână bâta aia, dacă nu vrei să-ți umplu de sânge covorul ăsta frumos.
Am ridicat o mână deasupra capului și cu cealaltă am rezemat coada lopeții de perete. Lasă cuțitul jos, Clay, nu cred că vrei să faci asta. Păru să se calmeze întrucâtva și-mi șopti pe un ton gutural. Tu habar n-ai ce vreau eu să fac. Am pregătit o mulțime de surprize pentru tine și pentru nevastă ta imediat ce termin cu copila. Poate vi se pare ciudat, dar în încăperea aceea mi-a venit în minte psalmul 121. Când ești în necaz, de la cine să ceri ajutorul? De la Dumnezeu, care a făcut cerurile și pământul. El e acela care îmi dă putere, acela care nu lasă să mi se clatine piciorul. El nu-mi întoarce niciodată spatele când trec prin încercări. Dacă îi pasă într-adevăr de mine, înseamnă că el știa mai dinainte că urma să se întâmple asta și pregătise un înger care să ne protejeze. Pe mine mă protejase toată viața și n-aveam nicio îndoială că putea să o facă și acum, dacă voia. El avea să-și arate slava, orice s-ar fi întâmplat. Toată lumea a crezut că ai murit, am spus eu. Râse pe înfundate, dezvelindu-și dinții negri și stricați. Asta am și vrut să creadă. Am așteptat cu răbdare, habar n-ai cu câtă răbdare, să mi se ivească șansa de a-mi lua revanșa. După ce termin cu voi, o să mă fac din nou nevăzut. Nu o să mă găsească nimeni niciodată. Dar tu, cum ne-ai găsit? Păru să-și slăbească puțin strânsoarea din jurul gâtului lui Natalie și am fost recunoscător pentru asta. Ăsta e lucru cel mai ciudat. Când am ajuns la rulota lui Cali, ea nu mai era acolo, așa că am crezut că trebuie să mă las pe gubaș. Dar apoi am văzut în ziar un articol despre voi. Amândoi. De acolo încolo a fost floare la ureche. Mai rămânea să aleg doar momentul. Noaptea târziu, când dormeați, dis de dimineață, prea multe variante. Știi, ar trebui să-ți încui ușile la casă și să nu mai ai atâta încredere în oameni. Billy, rosti Natalie printre dinții încleștați, ajută-mă! A fost cel mai tulburător strigă după ajutor pe care l-auzisem vreodată. Aș fi vrut să fiu eu în locul ei în clipa aceea. Dacă aș fi putut să mă repet la cuțit și să îl smulg din mână, aș fi făcut-o fără să stau pe gânduri, chiar cu riscul de a-mi pierde câteva degete sau toată mâna. Dar nu eram în stare să fac altceva decât să vorbesc, ceea ce în momentul acela părea să nu ajute cu nimic pe Natalie. Am încercat să-mi alung din minte lucrurile pe care Cali îmi mărturisise că îi le făcuse individul acesta sau pe care le citisem în raportul poliției. Își încleștă din nou brațele în jurul trupului lui Natalie, împungând-o cu lama cuțitului atât de tare încât am crezut că avea să-i țâșnească sângele. Clay, ea nu are nicio legătură cu toată povestea asta. Dă-i drumul. Să rezolvăm asta între noi. Natalie se uită la mine cu o privire care înfrânse inima. Tot încercam să găsesc o modalitate de a o scoate din mâna lui, dar știam că e de ajuns o singură mișcare greșită ca să se întâmple o nenorocire, pentru care aveam să fiu rost de remușcări tot restul vieții. Am impresia că sunt momente în viață când trebuie să acționezi și momente în care trebuie să aștepți, dar cel mai greu e atunci când nu știi exact cum e mai bine. Clay își petrecu brațul în jurul pieptului lui Natalie și o ridică pe sus, în timp ce ea se zbătea și dădea din picioare. Clay, fiind concentrat să o imobilizeze, am întrezărit șansa de a acționa. Dar cum am făcut primul pas, cioburile de sticlă îmi scârțâiră sub tălpi, iar el își întoarse privirea spre mine. În locul tău n-aș face asta. Se deplasă spre stânga, ținând-o pe Natalie cu brațul stâng, până ce ajunse în fața geamului, care avea storurile ridicate. Am auzit o mașină oprind în fața casei și am început să vorbesc ca să acopăr zgomotul respectiv. Natalie, rămâi nemișcată. Clay și cu mine o să rezolvăm cumva problema. Unde e nevastă ta? Mă întrebă Clay. Văd că nu-i place nici cum să dea ochii cu mine. Speram să o găsesc și pe ea aici. Cred că e în drum spre casă, am spus eu. De-abia aștept să văd ce mutră face când mă vede. Aproape că merită să vă las în viață până când vine, ca să asistați și voi la scena respectivă, dar totuși cred că n-ar fi prea înțelept din partea mea. Dumnezeu spune că răzbunarea e a Lui,
Dar în clipa aceea, dacă aș fi putut să sar la gâtul lui, l-aș fi sugrumat fără nicio remușcare. Totuși ceva îmi șoptea că trebuie să existe o cale de a ajunge la inima acestui om, de a-i trezi compasiunea sau rațiunea sau vreo altă rămășiță de omenie din sufletul lui. Clay, indiferent ce ai făcut în viață, nu trebuie să continui să trăiești în felul ăsta. Te poți schimba. Dumnezeu are puterea de a transforma răul în bine dacă îi îngădui. Dumnezeu, spuse Clay, doar n-ai de gând să-mi vorbești despre Dumnezeu, domnule predicator. Nu sunt predicator, n-am fost niciodată, dar știu că El este real și că te poate ajuta. Nimeni nu mă poate ajuta acolo unde mă duc eu. Vreau doar să-i iau pe cât mai mulți cu mine. Pricepi? O ridică din nou pe Natalie cu brațul stâng și își încleștă mâna pe mânierul cuțitului. Spune noapte bună, scumpete. Știam că venise clipa deznodământului și că dacă nu acționam acum, aveam să regret. Am întins mâna după coada lopeții și în clipa următoare am auzit un șuierat ușor. Mi s-a făcut rău de spaimă. Am crezut că îi tăiase gâtul, dar când m-am întors spre ei, l-am văzut pe Clay privind la gaura din geam de mărimea unei alune. Îi dăduse drumul lui Natalie, care se ghemuise pe podea. Numai decât apăru încă o gaură, foarte aproape de cea din tâi, dar de data aceasta Clay se dădu un pas în spate, clătinându-se pe picioare, după care își duse la gât mâna în care ținea cuțitul mai să se taie singur. Natalie se repezi în brațele mele, iar eu am săltat ușor peste tocul geamului spart de mine, mai devreme, și am spus să iasă cât mai repede din clădire. Am pus mâna pe coada de lopată, însă Clay se prăbușise cu spatele pe masă. Alte trei găuri apăruseră pe geam, în timp ce pe cămașa lui se vedeau două puncte roșii. Scăpă cuțitul din mână, iar acesta căzu pe covor cu o bufnitură surdă. Sângele îi țâșnea din rană de la gât și m-am apropiat încet de el, îndepărtând cuțitul cu piciorul. Mi-am fluturat mâna prin fața geamului și apoi m-am uitat afară, unde am văzut-o pe Cali strângând-o în brațe pe Natalie, în timp ce pușca mea de calibru 22 zăcea pe jos lângă ea. Undeva în depărtare se auzea sirena unei mașini de poliție. Ea e, horcăi Clay. Stai liniștit, am spus eu, o să chemăm ajutor. Încercă să se prindă de masă cu mâna plină de sânge, dar alunecă pe podea și trupul îi fu cuprins de spasme, în timp ce sângele îi curgea din răni și roaie. Acum că Natalie era în siguranță, iar el nu mai putea răni pe nimeni, am avut o senzație ciudată, de milă, combinată cu dezgust și părere de rău deopotrivă. Clay, nu trebuie să intri în veșnicie cu sufletul împovărat de atâtea păcate. Strigă după Dumnezeu chiar acum. El te poate ajuta. Mă prinse de pieptul cămășii și mă trase aproape de el înjurând. Nu am nevoie de ajutorul lui și nici de al tău. Își dădu ochii peste cap, iar sângele, care până atunci îi țâșnise cu putere din rana de la gât, păru să se împuțineze și se transformă într-o dâră subțire care se prelinse pe covor. Mai văzusem oameni pe moarte în viața mea, dar niciodată sfârșitul mi se păruse atât de sumbru și de întunecat ca acum, în cazul lui Clay Gilmore. Sunetul sirenei se apropie și am auzit o ușă trântindu-se de perete. Billy, ești acolo? Strigă șeriful Preston. Puteți intra, e mort. Șeriful intră pășind cu grijă printre cioburile de sticlă. Eu stăteam în genunchi lângă Clay și tocmai închideam ochii. Șeriful Preston clătină din cap. Am știut eu că nu s-a înnecat în râul ăla și am știut că o să mai avem de-a face cu el. Ar fi trebuit să fiu cu ochii pe tine. Nu puteați face nimic, l-am liniștit eu. N-am mai văzut niciodată așa un suflet chinuit și schilodit. Fetița-i teafără? Cali ne-a sunat imediat ce l-a auzit la radio. A spus că i-a recunoscut vocea. Cred că fetele sunt în casă, am zis. Tipul avea un cuțit. L-am azvârlit acolo. Avea de gând să o ucidă, domnule șerif. Ar fi făcut-o dacă n-ar fi sosit Cali la timp. Slavă Domnului că a sosit la timp. Aruncă o privire la cele trei găuri din geam. Apoi se uită la cadavrul lui Clay. Bine că aveai o pușcă în casă. Am încuvințat din cap. Da, mă bucur că o aveam. Am rămas amândoi acolo o vreme, discutând despre cele întâmplate. Afară, vântul se întețise, șuierând puternic,
printre frunzele copacilor de pe deal. Maie sosi în scurt timp plângând și tremurând din cauza spaimei prin care trecuse. Pornise radioul la începutul emisiunii, dar nu înțelegea de ce Natalie nu spunea nimic. Cali o sunase și explicase ce se întâmplase. Le-am urcat în mașină și le-am dus acasă, inclusiv pe Cali, care își exprimase dorința de a sta la ele peste noapte. Nu putea suporta să vadă mașinile de poliție și banda de culoare galbenă ce împrejmuia locul faptei. Îi trezeau prea multe amintiri dureroase, presupun. Șeriful Preston îi luă declarația acasă la Natalie, asigurând-o că este vorba de un caz de legitimă apărare și că n-aveau să fie formulate niciun fel de acuzații împotriva ei. Nu-i ușor să faci asta, Cali, să apeși pe trăgaci și să împuști pe cineva. Dar nu ai de ce să te învinovățești. Ai procedat corect și datorită ție o fetiță a fost salvată de la moarte. Cali îmi luă mâna și mi-o strânse cu putere. Când se uită la mine, avea în ochi o expresie ciudată. Ce e? Am întrebat-o. Deschise gura, dar niciun sunet nu ieși de pe buze. Părea că încearcă să dea glas unei adânci frământări lăuntrice. Ce s-ar fi întâmplat dacă n-aș fi deschis radioul? Dacă m-aș fi dus la serviciu așa cum aveam de gând? E în ordine, iubito, am căutat eu să o liniștesc. Șeriful Preston se aplecă în față cu coatele sprijinite pe genunchi. Ce vrei să spui, Cali? Am avut un presentiment groaznic, așa, ca din senin, și apoi... Apoi ce? Vrut să știe șeriful. O să ziceți că nu sunt în toate mințile. Am auzit o voce. Cineva mi-a șoptit să mă duc acasă. Mi-a zis, Billy are nevoie de tine. Am simțit că mi se face pielea de găină. Am auzit foarte limpede, n-am mai stat pe gânduri nicio clipă, am venit direct acasă. Apoi, când i-am auzit vocea la radio, am știut imediat. Am știut că e el și ce am de făcut. Am strâns-o la piept și am mângâiat-o pe braț, șoptindu-i vorbe de încurajare, cum că totul se sfârșise. Dar nu era așa. Nicio experiență nu s-a sfârșit câtă vreme continuă să-ți bântuie gândurile. Mi-aș dori să nu existe atâta răutate în lume, rosti Cali. Și eu la fel, murmură șeriful Preston. Capitolul 32. A doua zi, prima persoană care a apărut la noi acasă fu Becky Putnam de la ziarul local. Întrucât o cunoșteam, am stat puțin cu ea de vorbă afară, fără să-i dau prea multe amănunte pentru început. Tânăra pusese cap la cap informațiile pe care le deținea și își dădu seama ce îi se întâmplase lui Cali. În scurt timp își făcură apariția și alte echipe de reporteri pe care i-am lăsat să filmeze locul faptei, dar nu mi s-a părut că ar fi momentul potrivit să acord vreun interviu. Cali nu voia să stea de vorbă cu nimeni, iar eu i-am spus că nici nu e obligată să o facă. Ulterior am aflat că articolul scris de Becky Putnam a fost preluat de mai multe ziare din țară, poate de aceea i s-a și oferit nu peste mult timp un post bun de reporter în Cincinnati. Vineri am dus-o pe Cali la psiholog și își luă liber de la serviciu pentru o bucată de vreme. Zăcea în pat și tremura pur și simplu. În prima seară mi-a fost cu neputință să particip la reuniune. Am stat lângă ea și am ținut-o în brațe până a dormit, dar la un moment dat se ridică înșezut și îmi spuse că aude un zgomot afară. Avusese iarăși unul dintre coșmarurile ei. Sâmbătă seara am spus că îi pare rău, dar nu e în stare să meargă la dineul din seara aceea. I-am spus că o înțeleg, dar nu voiam să o las singură, așa că am sunat-o pe o prietenă de-a noastră de la biserică și am rugat-o să vină să-i țină companie lui Cali, să se uite împreună la un film, iar femeia acceptă cu plăcere. O să rămâi cu un bilet în plus la dineu, îmi aminti Cali. N-are importanță. De ce nu o iei cu tine pe Natalie? Cred că s-ar bucura. Nu crezi că oamenii ar cleveti dacă m-aș duce însoțit de o fetiță de 10 ani? Nu mă gândesc la ce spun oamenii, mă gândesc la Natalie. Ea nu are tată nici bunic. Cred că ar fi un gest frumos. M-am oprit pe la Maie, unde am găsit-o pe Natalie jucându-se pe verandă cu cățelușa ei mică și albă numită Roma. De ce sunteți îmbrăcat la 4 ace? Mă întrebă ea când m-am dat jos din mașină. Nu mă văzuse niciodată îmbrăcată altfel decât în blugi și tricou,
Prin urmare, cămașa elegantă și pantalonii de stofă îi dădeau impresia că mă duc la biserică. Mă duc la un dineu de aniversare a terminării liceului. Vrei să vii cu mine? Fața ei se lumină brusc, deschise ușa casei și strigă la bunica sa. Domnul Altman m-a invitat la un dineu, pot să merg, bunico? Maie veni afară cu mâinile înfipte în șolduri. Ce dineu? I-am explicat. Cali nu se simte în stare să participe la reuniune și o înțeleg. Mă gândeam că poate lui Natalie ar face plăcere să mă însoțească. La sindrofiile de genul ăsta se consumă multă băutură, nu? Nu cred că-i voie cu copii. Probabil că vor fi unii care se vor îmbăta, am admis eu, dar am la mine două bilete pentru cină și insulina mă ajunge pentru o singură porție. Păcat de risipa de mâncare, nu crezi? Bătrâna se încruntă și aruncă o privire lui Natalie. Ei bine, atunci du-te și îmbracă-te cu ceva drăguț. Ia-ți rochia roșie, tocmai am spălat-o. Natalie chiui de bucurie. Fix pe asta aveam de gând să o port. Fetița o zbughi înăuntru. Era uimitor cât de multă gălăgie putea face o copiliță ca ea țopăind pe hol. Maie clătină din cap. Cum sunteți voi? Am întrebat eu. Astăzi bine, răspunse Maie, nu mă pronunț cu privire la ziua de mâine. Ziua de azi e tot ce ni se dă. John știe ce s-a întâmplat. A dat telefon, aștepta și el începutul emisiunii și și-a dat seama că ceva nu e în ordine. A zis că a început să se roage pentru ea. Sunt sigur că rugăciunea s-a ajutat. Dumnezeu a vegheat asupra noastră fără nicio îndoială. Cel rău e ca un leu care rage, căutând pe cine să devoreze, spuse Maie. Și se pare că îi face mare plăcere să-l devoreze pe cel nevinovat. Natalie ieși din casă, având părul prins într-o coadă de cal și o rochiță roșie de catifea care îi stătea de minune. În picioare avea niște pantofi negri care tropăiau pe dușumeau de lemn a verandei, pe umăr își atârnase o poșetuță albă cu volănașe și pe buze își dăduse cu puțin ruj. Își îmbrățișă bunica și o mângâie pe Roma pe creștet. Toată treaba durase mai puțin de 5 minute din clipa când oprisem în fața casei. Să fii cu minte, o instrui ea pe cățelușă. O să o aduc înapoi la o oră rezonabilă, am promis eu, trăgându-i cu ochiul lui Maie. Mulțumesc, Billy, știu că așa vei face. Dineul avea loc la un restaurant de pe șoseaua 60, ascuns printre copaci înveșmântați într-o adevărată explozie de verde și galben. Mirosul de oțetar, frumos arbust ornamental cu miros specific, era amețitor și te urmărea și nou într-un local. În seara precedentă avusese loc o reuniune mai puțin protocolară la o biserică metodistă cu scopul reînodării relațiilor și destinderii atmosferei. În seara aceasta avea să aibă loc programul propriu-zis cu poze și tot tacâmul. Femeile alergau de colo-colo aranjând lucrurile și dând tot felul de instrucțiuni încoace și încolo. La o masă de la intrare ședea o femeie al cărei chip îmi părea cunoscut după zâmbet și după privire. Fusese președinta Asociației Studenților, șefă de promoție și majoretă. Nu se purta urât cu mine pe vremea aceea, doar cu indiferență. De îndată ce am pășit în local, ea mi se adresă. Billy Altman, te-aș fi recunoscut oriunde. Apoi se ridică de pe scaun și mă îmbrățișă dându-mi un ecuson cu numele meu. Nu e Cali, nu? Glumi ea aruncând o privire spre Natalie și mai apoi pe lista de invitații. Nu, Cali nu poate să participe. Ea e prietena mea, Natalie. Va fi celebră într-o bună zi. M-am gândit că i-ar face plăcere să mă însoțească la dineu. Femeia întoarse cu sonul pe care era trecut numele lui Cali și scrise pe verso, Natalie, după care îl prinse la piept cu un act de siguranță. Îți doresc o seară frumoasă, Natalie. Mă bucur că n-ai venit singur, Billy. Am intrat în sala festivă cu inima sfâcnindu-mă în piept, fără să știu la ce să mă aștept sau pe cine aveam să întâlnesc. Când lucrezi de atâta timp la tine acasă, e foarte simplu să cazi în capcana rutinei. Unii ar spune că simptomele de genul acesta poartă denumirea de agorafobie, dar parcă totuși n-aș pune un diagnostic atât de grav. Poate de aceea am rugat-o pe Natalie să mă însoțească. Aveam nevoie de o alinare, de ceva care să mai
atenueze senzația neplăcută de a mă afla într-un loc străin, în compania unor oameni în care nu aveam încredere. Mă simțeam ca peștele pe uscat. Ceilalți invitați se portară politicos cu mine. Îmi spuseră că se bucură să mă vadă, dar era clar că mulți dintre cei prezenți sunt niște persoane mult mai de vază decât mine. Ori de câte ori venea cineva să stea de vorbă cu mine, îi relatam lui Natalie tot ceea ce mi-aminteam despre persoana respectivă. Chiar și despre cei care fuseseră răutăcioși cu mine, precum Paul Davidson, găseam câte ceva bun de spus. Desigur, Dumnezeu era cel care făcea asta în inima mea, nu era nici de cum meritul meu. Cine a început cu o rugăciune de mulțumire și cine credeți că se ridică în picioare ca să o rostească? Nimeni altul decât Earl Caldwell, care între timp devenise pastor, după cum am aflat ulterior. M-am uitat la el cu gura căscată și m-am întrebat dacă își mai amintește de ziua când îmi luase mandolină. Dacă cineva mi-ar fi cerut părerea, aș fi zis că e cel mai nepotrivit candidat pentru funcția, în ghilimele, de creștin, pe care îl știu eu. Dar cu toate astea, iată că se ruga în fața noastră a tuturor și a mulțumit lui Dumnezeu pentru grija pe care o acordă copiilor săi, oricât de neverosimilă pare alegerea lui uneori. Fură aduse platourile cu mâncare, iar Natalie făcă ochii mari la vederea lor. Primi un pahar cu suc și începu să-i scodească prin prejur, cu privirea ei curioasă. Și eu făceam la fel, cercetând cu predilecție chipurile celor care se bucuraseră de succes în timpul liceului. Unii păreau încă de pe atunci făcuți pur și simplu pentru bunăstare, pentru prosperitate. A fost interesant să constat că o parte dintre aceștia deveniseră oameni de afaceri sau intraseră în poliție. Alții însă căzuseră în patima alcoolului. Evident, pe din afară toți arătau bine, dar după frânturile de conversații pe care le-am surprins, am ajuns la concluzia că era multă suferință în încăperea aceea. Relații destrămate, copii rătăciți pe căi greșite, speranțe și visuri spulberate precum florile de câmp suflate de vânt. Oamenii ajunși la capătul puterilor, cum ni s-a întâmplat tuturor de-a lungul vieții. Continuam să mă uit după Heather, fiindcă îmi dorea mult să o revăd. Nu pentru că nu tream vreun interes de natură romantică în această direcție, ci pentru că voiam să văd dacă după atâția ani Dumnezeu îmi răspunsese la numeroasele rugăciuni pe care le înălțasem cu privire la ea și la soțul ei. În timp ce serveam desertul, Natalie optase pentru plăcintă cu cireșe, se stârni rumoare în fundul sălii și câteva femei se împrășteară grăbite care încotro. Se auzeau chicotel și râsete, iar cei mai mulți din invitați, printre care și eu, se uitau unul la altul derutați și contrariați. Când intră în sfârșit în sală, toate privirile se ațintiră asupra ei. Era la fel de frumoasă cum eu aminteam, cu părul ei blond căzându-i în valuri pe umeri. Mai mulți bărbați și femei ieșiră în întâmpinare și o îmbrățișară, în timp ce ea își croia drum spre partea din fața sălii. Îi păstraseră caldă mâncarea, dar grija lor s-a dovedit a fi inutilă, pentru că nu s-a atins de nimic de pe masă. Înainte de a se așeza, aruncă o privire de jur împrejur și măzării în fundul sălii. Îi trebuie ceva timp să ajungă la mine din cauza numeroaselor persoane care îi tăiau calea doar ca să o salute. Cine e tipa? Întrebă Natalie. Una dintre colegele mele de clasă, i-am răspuns eu. E foarte frumoasă. Da. O cunoșteai? Eram prieteni, prieteni buni. Heather ajunse într-un târziu la masa noastră și mă îmbrățișă. Billy, mă bucur mult să te văd. Sunt tare fericită că ai reușit să vii în seara asta. Eh, doar n-am venit de la așa distanță ca tine, am răspuns eu. Vreau să-ți fac cunoștință cu o prietenă de-a mea, Natalie Edwards. Ea e partenera mea în seara asta. Heather o îmbrățișă și pe Natalie, lăudându-i rochița. Apoi mă întrebă. Unde-i soția ta? Speram să am ocazia să o cunosc. Nu se simțea prea bine în seara asta, poate data viitoare. Heather se aplecă din nou spre Natalie. Așadar, tu ești fata de la radio, nu-i așa? Jen Bug. Natalie dădu din cap în cuvințare. Asculți emisiunea mea? Cineva mi-a trimis un e-mail cu privire la postul tău de radio, Billy, și de atunci te ascult. Sunt foarte mândră de tine.
I-am mulțumit simțind că mă înroșesc la față. Șefa de promoție bătu ușor în microfon și rugă pe toți cei prezenți să se așeze la locurile lor. Povestim mai târziu, îmi spuse Heather. Tot restul serii se râse și se depănară amintiri. Cineva realizase un colaj de imagini pe baza pozelor din vechile albume școlare și acesta fu proiectat pe un fundal sonor alcătuit din piesele care se difuzau la radio pe vremea aceea. Trebuie să fi fost vreo 500 de imagini prezentate pe ecran, printre care am apărut și eu de vreo două ori. Presupun că nu se făceau prea multe poze înăuntru bibliotecii în timpul pauzei de prânz. Înainte de a vă invita la dans, rosti șefa de promoție, majoreta, avem un oaspete special alături de noi în seara aceasta, care a venit tocmai din Washington, D.C. Cu toții vă aduceți aminte de Heather Blanche Hargrove. Dar nu prea multă lume știe ce s-a întâmplat cu ea în toți acești ani de după terminarea liceului. Aș vrea să o invit acum la microfon. Toată lumea a început să aplaude când Heather urcă pe podium, apoi în sală se făcu liniște. Mi s-a cerut să iau cuvântul în seara aceasta și să vă explic care este scopul reuniunii noastre. O întrunire de genul acesta poate fi orientată în diferite direcții. Am putea vorbi despre întâmplările trăite în liceu, despre victoriile de pe terenul de sport, despre idilele înfiripate în anii aceia, despre eșecurile suferite sau despre schimbarea trendurilor în materie de haine și frizuri. Pe ecranul din spatele ei apăru o poză cu ea și Paul Davidson, care fusese votați drept cel mai bine îmbrăcați dintre elevii de liceu. Publicul izbucni în râsete și huiduie vesele. Ea mai făcut niște glume referitoare la câștigătorii diverselor categorii de premii și ne arătă iarăși câteva din pozele pe care le văzuserăm deja, dar care stârniră noi hohote de râs. În seara aceasta vreau să vă vorbesc despre succes. Unii dintre voi știți că am ajuns renumită în materie de discursuri motivaționale, afaceri și prosperitate financiară și că am încercat să îmi pun tot acest succes în slujba principiilor în care cred cu tărie. Mai precis, este vorba de inițierea unei mișcări menite să le ajute pe tinerile femei aflate în primele stadii de sarcină să ia decizia de a nu pune capăt vieții pruncilor lor nenăscuți. Iar asta a tras după sine o altă mișcare de protest împotriva traficului de ființe umane din Africa și Orientul Îndepărtat, mișcare în fruntea căreia se află chiar soțul meu. De asemenea, am reușit să înființăm un orfelinat în Haiti. Întreaga sală izbucni în aplauze, unele de-a dreptul furtunoase pe alocuri. Natalie era ca vrăjită. Era evident că Heather fascinase tot auditoriul. Eu însumi mă minunam, căci aceasta nu părea să fie puștoaica pe care o cunoșteam eu. Ceva se întâmplase cu ea. Avea o demnitate și o siguranță de sine pe care noi le recunoșteam. Dar vreau să vă vorbesc acum despre adevăratul succes care nu se măsoară după etaloane exterioare. În mod normal, noi ne comparăm cu alții și judecăm lucrurile pe baza unor indicatori externi, vizibili, cu ochiul liber. Oare am mai multe accesorii decât tipa aia? Oare sunt mai bine plătit decât tipul ăla? Ca să fiu sinceră, chestiile astea pot isca sentimente destul de neplăcute, chiar dacă e vorba de acțiuni umanitare. Și eu am fost tentată să fac asta, să bifez numele copiilor salvați sau ale oamenilor pe care am ajutat să scape cu viață din diverse situații limită. La început nu mi-am dat seama de asta. Eram prea prinsă în capcana aparențelor, absorbită de ambalajul sclipitor al acțiunilor de caritate. Dacă vi se pare că discursul meu s-ar potrivi mai bine unei festivități de absolvire a liceului decât unei petreceri aniversare, aveți dreptate. Dar părerea mea este că în momentul de față ne aflăm la o răscruce de drumuri, mai importantă decât la vârsta de 18 sau 19 ani. Cred că e momentul perfect pentru a ne reevalua viața și a privi viitorul dintr-o perspectivă nouă. Trase adânc aer în piept și se deplasă câțiva pași spre zona unde ședeam eu. Mulți dintre voi vă aduceți aminte de prietenul meu, Billy Allman. M-am făcut roșu caracu. Natalie se uită la mine radiind de fericire, de parcă eram cine știe ce vedetă
pentru simplu fapt că îmi pomenise numele. Billy, aș vrea să vii aici în față. Se auziră câteva aplauze și strigăte răzlețe. Hai, Billy, arată-le ce poți. Billy, Billy, bravo! M-am ridicat de pe scaun și m-am îndreptat șovăielnic spre podium. Simțeam cum curg pe mine și roaie de transpirație. Îmi tremurau genunchii și de data aceasta nu era din cauza diabetului. M-am dus lângă ea, dar Heather mă trase mai aproape de microfon și se uită la mine. Avea lacrimi în ochi, iar eu nu înțelegeam de ce. Ce faci? Am întrebat-o. Taci și ascultă, îmi șoptia. Când aplauzele se potoliră, am văzut mai multe femei din sală ștergându-și lacrimile. Probabil că știau ceva ce eu nu știam. Poate cunoșteau mai bine povestea lui Heather. Asta înseamnă succesul, continuă ea. Billy Allman reprezintă însăși personificarea succesului. Și am să vă spun de ce. Făcu o pauză, mi-am luat inima în dinți și am murmurat. Vreau să aud și eu asta. Toată lumea izbucni în râs, iar Heather chicoti. În primul rând, adevăratul succes nu înseamnă să le arăți tuturor că ești conștient de succesul tău. Adevăratul succes înseamnă să fii smerit. Înseamnă să le recunoști meritele celor care au contribuit la atingerea lui. Și știu, Billy, că tu le ești recunoscător celor care te-au ajutat de-a lungul anilor. Am încuvințat din cap. Da, așa e. Succesul seamănă întrucâtva cu dragostea, presupun, continuă ea. Dragostea nu caută folosul său, ci caută folosul celorlalți. Și primim în schimbul ei mult mai mult decât am dăruit. Billy a fost cel mai bun prieten pe care l-am avut vreodată. Tot ce am făcut eu pentru el a fost să-i țină un loc lângă mine în autobuz, iar el mi-a răsplătit gestul de nenumărate ori. Îmi ținea chiar și bigudiurile când mi le dădeam jos. Răsună un nou val de râsete. După terminarea liceului, mă ducea cu mașina la școala de înfrumusețare, unde eu nu voiam să merg, dar părinții mei erau foarte hotărâți în această privință. M-a scos din arest și m-a dus acasă de la închisoare când am avut nevoie. Tata mi-a spus că Billy l-a ajutat să strângă scaunele la cununia mea, ca el și frații mei să poată ajunge la timp la petrecere. Îmi aruncă o privire plină de dragoste și recunoștință. Dar mai este un lucru pe care Billy nu-l știe. Nu are cum să-l știe. Se opri din nou căutând să-și stăpânească emoțiile. Eu stăteam lângă ea fără să scot o vorbă. Nu mai păsa de ce gândește lumea, ci eram foarte curios să aflu ce avea de gând să spună în continuare. Era noaptea de după arestul meu, când Billy mă scosese din închisoare. Traversam una din perioadele cele mai grele. Părinții mei erau plecați de acasă. Eu eram singură. Intrasem într-un anturaj total nepotrivit. Dar chiar și amicii respectiv m-au abandonat când am rămas fără bani. Ajunsesem la capătul puterilor. Eram o ratată în toate privințele. Așa cum li se întâmplă multor tineri, m-am prăbușit sub greutatea poverii și am decis să-mi pun capăt vieții. Mi-am înșirat pe marginea patului pastilele pe care obișnuia să le ia mama mea. Le-am scris un bilet de adio părinților mei în care le ceream iertare. Am scos din dulap rochia în care doream să fiu înmormântată. Eram pregătită să pun capăt durerii. În clipa aceea a sunat telefonul. Își mușcă buza de jos și zâmbi. L-am lăsat să sune. Mă gândeam că o fi vreuna dintre prietenile mamei mele. N-aveam chef să vorbesc cu nimeni. Eram cât se poate de hotărâtă. A sunat cât a sunat și într-un final s-a oprit. Așa că am luat un pumn de pastile și eram pe punctul de a mi le vârâ pe toate în gură, când telefonul început să sune din nou. Nu mă jenez să vă mărturisesc că m-am apucat de înjurat și până la urmă m-am dus la bucătărie și am ridicat receptorul. Cine credeți că era? Billy, spuse Natalie. Cei din jur începură să râdă, în timp ce fetița se lăsă pe spătarul scaunului ducându-și mâna la gură. Heather își șterse o lacrimă. Așa e, era Billy. El mi-a spus, înghiți cu greu și mimită vocea. Sunt Billy Allman și voiam doar să văd cum te simți.
Majoritatea celor prezenți izbucniră în râs, căci mă imitase destul de bine. Se pricepuse întotdeauna la imitat oamenii. Dar vă spun cu mâna pe inimă, nu mi-aduceam aminte în ruptul capului de telefonul acela. O credeam, dar nu îmi aminteam, pur și simplu. Nu mai știu exact ce mi-a spus în seara aceea, dar știu că m-a impresionat felul în care mi-a vorbit. Nu m-a tratat ca pe o ratată, m-a tratat ca pe o ființă prețioasă în ochii lui Dumnezeu. Și toate chestiile alea religioase despre care vorbea într-una, că Dumnezeu mă iubește, că are un plan cu mine, că și-a dat viața pentru mine, toate astea mă lăsau rece la vremea aceea. Dar le-am auzit, Billy, le-am auzit clar și răspicat. Se întoarse spre mine și îmi luă mâinile între ale sale. Știu că te-am rănit, știu că ți-am provocat multă suferință. Am îngâiat-o pe mână, scuturând din cap. A meritat, fie și numai ca să-ți țin bigudiurile. Sala izbucni în hohote de râs. Până ce liniștea se restabili, Heather își recapătă stăpânirea de sine. Succesul nu este dat de circumstanțe sau de suferința îndurată sau de sentimentele pozitive care te animă. Succesul înseamnă uneori să iubești pe cineva chiar dacă dragostea ta rămâne neîmpărtășită. Simțeam că mă năpădesc emoțiile și mi-aș fi dorit să nu fiu acolo în fața atâtor oameni. Aveam senzația că mă aflu la propria mea înmormântare. Altădată l-am întrebat pe Billy care este scopul vieții sau ceva de genul acesta, căci urmăream să-l fac să-mi dea un răspuns care să mă împingă dincolo de limită, să-mi dea un pretext ca să o rup definitiv cu Dumnezeu și cu Biblia. Încă o dată începu să mă imite. Iubito, viața e un cântec, un cântec lung, întortocheat, care uneori abia susură, iar alteori capătă tonalități stridente, dar în cea mai mare parte a timpului curge neobservat undeva în fundal. Nu trebuie să-ți bați capul cu privire la scopul lucrurilor, trebuie doar să te alături cântecului. Se întoarse spre mine. Îți aduce aminte? Am scuturat din cap. Nu, dar seamănă cu stilul meu de a vorbi. Ei bine, Billy Allman, am auzit cântecul tău pe care îl cânți de o viață. Te-am urmărit de la distanță și sunt la curent cu ceea ce faci, cu felul în care continui să-ți cânți cântecul. Și am venit să declar în mod public că, fără harul lui Dumnezeu și fără prietenia ta, eu n-aș fi fost aici în seara aceasta. Iar lucrarea pe care mi-a încredințat-o Dumnezeu nu ar avea sorți de izbândă. Să știi că sunt câțiva oameni care sunt foarte recunoscători pentru că mi-ai fost alături în clipele cele mai grele ale vieții mele. Și îngropă capul în mâini în timp ce invitații începură să aplaude ridicându-se în picioare. Era prea mult pentru mine. Femeile și chiar unii din bărbați aveau ochii plini de lacrimi. Am strâns-o în brațe pe Heather, iar ea, reușind să-și capete controlul, mă împinse în fața microfonului. Haide, Billy, se auzi o voce din mulțime. Spune ceva. Am zâmbit. Voi habar n-aveți cât de greu este soției mele să mă facă să tac. De aceea mă tot îndemnat să vorbesc. Dă-i drumul, Billy. Am aruncat o privire în direcția lui Natalie. Aceasta își duse mâna la inimă și am înțeles mesajul. I-am adresat și eu același gest. Când eram doar în Puști și lucram la postul de radio, se întâmpla uneori să fie un schimb de noapte. Atunci mă așezam în fața aparatului de înregistrare și vorbeam într-una, pentru că eram cam bâlbâit și mă căsneam din răsputeri să scap de acest cusur. Într-o seară, managerul îmi lăsă un bilet pe care erau trecute aceste trei cuvinte. Billy, nu vorbi. Toată lumea râse. Ei bine, nu i-am urmat sfatul. Nu cred că viața mea poate fi considerată o viață de succes după standardele lumii, căci nu am decât un mic post de radio cu un semnal care bate numai departe de 16 km distanță. Internetul m-a ajutat, desigur, dar în fiecare lună ne zbatem să ne plătim facturile, la fel ca unii dintre voi. Dar trebuie să vă mărturisesc că sunt de acord cu ceea ce a spus Heather. Dumnezeu ne dă tuturor câte un cântec și la început îl cântăm cum știm noi mai bine,
iar cu timpul încercăm să ne perfecționăm și să-L interpretăm din ce în ce mai bine. În cea mai mare parte a timpului, cântecul sună îngrozitor. Dar vine un moment în care ne dăm seama că nu ține de abilitățile noastre muzicale și că, dacă îl acompaniem ascultători pe acela care a compus cântecul, va fi totul în ordine. Eu nu știu prin ce fel de încercări ați trecut voi de-a lungul vieții voastre, dar presupun că unele au fost destul de grele. Și o mare încurajare pentru mine să știu că la un moment dat cuiva i-au fost de ajutor cuvintele mele. M-am uitat la Heather și oamenii începură să râdă din nou. Dumnezeu să te ajute să cânți cântecul pe care El ți l-a turnat în inimă. Am făcut un pas în spate și sala izbucni în aplauze. Atunci Heather luă din nou cuvântul. Dacă tot veni vorba de cântat, cine ar vrea să-l audă pe Billy cântând la mandolină? Trupa aleasă de ei își făcu apariția în spatele nostru. Era o trupă care cânta și rock and roll, și country, și bluegrass, câte puțin din fiecare. Tipul de la claviatură avea la el și o mandolină, pe care spuse că mi-o împrumută cu plăcere. Știam un cântec compus de Chris Stile, o piesă instrumentală la mandolină, alertă și cu multe schimbări de ritm, care avea nevoie și de o ghitară ca acompaniament. Gitaristul, un tip cu plete, spuse că el cunoaște melodia, dar nu-i știa acordurile. Heather mai vorbi puțin la microfon, cât timp eu am notat acordurile pe o bucățică de hârtie și am spus chitaristului să se țină după mine. Era doar un puști, dar era înzestrat cu niște degete iscusite și cu o ureche muzicală grozavă. Am început să cânt mai întâi într-un ritm domol, rostind fiecare acord cu voce tare, iar când chitaristul a prins ritmul și era gata să-mi țină isonul, mi-a luat pur și simplu zborul, degetele mele alunecând nestingherite pe gâtul svelt al mandolinei. Componența auditoriului, faptul că vedeam acolo chipuri familiare, unele dintre ele aparținând unor oameni născuți din nou, făcea muzica să fie și mai frumoasă. Nu m-am gândit nicio clipă la durerea pe care până atunci o asociasem de fiecare dată cu muzica aceea. Am lăsat pur și simplu în urmă toată suferința. La sfârșit, Natalie veni la mine și mă îmbrățișă. N-am știut nimic din ceea ce a povestit despre dumneavoastră, doamna aceea? Nici eu nu știam multe din lucrurile pe care le-a zis, i-am răspuns eu. Am aruncat o privire la ceas. Ar fi bine să te duc acasă acum, cenușăreasă. Ne-am îndreptat spre ieșire, dar Heather ne văzu și veni după noi. Sper că nu te-ai supărat că te-am scos în față, Billy. M-ai luat prin surprindere, dar după ce mi-au trecut emoțiile, mi-a plăcut. Mulțumesc, Heather. Mai multe persoane mi-au spus deja că a fost extraordinar. S-a petrecut ceva ciudat în sală, Billy. Durerile și dezamăgirile oamenilor se topesc ca prin farmec atunci când sunt împărtășite cu voce tare. Mă tot gândesc la cei ce n-au venit în seara asta. Ei n-au avut șansa să ia parte la ceea ce s-a întâmplat aici. O să ajungi tu la inima lor, Billy, la toți cei care au simțit că nu sunt vrednici nici măcar să vină aici. Poate că ăsta e cântecul pe care mi l-a hărăzit mie Dumnezeu. Așa cred și eu. Și îl cânți foarte bine, prietene drag. Îl cânți extraordinar. Am întrebat-o de soțul ei și mi-a zis că le merge bine. El rămăsese acasă cu copiii pe care i-a aduseseră din Haiti. Ducea o viață bună și frumoasă și i-a mulțumit lui Dumnezeu că m-ascultase rugăciunile. După ce am vărât-o pe Natalie în mașină și i-am legat centura de siguranță, am aruncat o ultimă privire înspre restaurant. Heather stătea încă în fața acestuia, urmărindu-mă cu privirea, o privire încărcată de dragoste și tristețe, sentimente capabile să îmbogățească orice cântec. Am dus-o pe Natalie acasă. Aceasta căsca de mama focului când a intrat în casă. Mi-am imaginat câte avea să-i povestească bunicii sale. Cu siguranță bătrâna mai avea mult de furcă până să o bage în pat. Dar toate astea erau nimic în comparație cu felul în care își petrecuse seara Cali. Ea și prietena ei nu s-au uitat la niciun film până la urmă. Le-am găsit în aceeași poziție în care le lăsasem, cu o cutie de șervețele între ele.
După plecarea prietenei, m-am așezat în locul acesteia și Cali mi-a cerut să-i povestesc tot ce se întâmplase. I-am istorisit cât mai amănunțit cu putință și mai cu seamă cele rostite de Heather. E tot la fel de frumoasă? Mă întrebă Cali. Mi-am dat seama după privirea ei abătută că subiectul o tulbură, așa că m-am tras mai aproape de ea și am luat-o în brațe. Iubito, e frumoasă ca un înger, dar nu-ți ajunge nici la degetul mic. Nu te-aș schimba cu nimeni și nimic pe lumea asta. Știu că vi se pare de necrezut pentru un cuplu căsătorit, dar toată noaptea am stat de vorbă, ne-am strâns în brațe și ne-am mărturisit tot felul de lucruri, bune și rele. Când Cali a început să tremure și să fie zgâlțuită de frisoane, i-am citit din psalmi până n-am mai putut să-mi țin ochii deschiși. Iar când soarele se înălță deasupra dealului din spatele casei, ne găsi tot pe canapea, cuibăriți unul în brațele celuilalt și împreună în brațele cuiva mai mare ca noi amândoi. Capitolul 33. Trăiam cu senzația că reuniunea reprezentase apogeul vieții mele și că totul avea să intre în declin de aici încolo. Avea să se petreacă vreo catastrofă pe plan financiar sau banca avea să ne anuleze ipoteca și asta însemna să pierdem postul de radio sau altă grozăvie de genul acesta. Mi se părea că ori de câte ori se întâmpla ceva bun, era inevitabil să intervină și ceva rău într-o formă sau alta. Să nu credeți că văd un demon în spatele fiecarei tufe de trandafiri, dar uneori mi se întâmplă să simt că întreaga lume e împotriva mea. Însă lucrurile nu s-au înrăutățit așa cum mă temeam eu. Am continuat să-mi văd de treabă la radio, vorbind și difuzând muzică în fiecare zi, pe tot parcursul anotimpului rece. Cali era ocupată cu serviciul ei, mergea în continuare la psiholog și starea ei se ameliora văzând cu ochii. Fiecare seară de joi era ca o gură de aer proaspăt datorită emisiunii lui Natalie, iar odată pe lună se reunea toată trupa și cântam împreună. Nu după multă vreme, oamenii și-au exprimat dorința de a veni să ne vadă și să ne asculte live. Unora dintre ei nu le venea să creadă că nu facem repetiții în mod regulat, dar adevărul este că atunci când ai cântat cântecele respective toată viața, ele devin parte din tine. Practic, tot ce trebuie să știi e gama în care se cântă, restul e floare la ureche. Am ținut primul nostru concert public în holul Bisericii Baptiste numărul 1 din Dogwood. Este singura biserică baptistă din oraș, dar cred că au intitulat-o așa ca să știe toată lumea că ei au fost primii. A trebuit să apelez la compania de telefonie ca să ne putem conecta și să transmitem concertul în direct, dar asta a costat destul de mult. Dar pastorul bisericii împreună cu o mână de oameni de afaceri locali, enoriași ai Bisericii Baptiste, au decis să suporte ei cheltuielile respective. Intrarea era liberă, dar am postat totuși undeva în spate o cutie în care doritorii să poată face donații în beneficiu postului de radio. La primul concert au participat în jur de 50 de oameni, iar Natalie se descurcă și mai bine în fața camerelor decât în studio. Era deja profesionistă la microfon și învăță rapid cum să le vorbească oamenilor și să-i provoace să răspundă. De fiecare dată când urca pe scenă, parcă asistam la un foc de artificii. Jimmy ne furniza tot echipamentul necesar, iar lui Cali îi revenea sarcina de a se întoarce în grabă acasă după concert pentru a da drumul la muzica înregistrată. Publicul devenea tot mai numeros la fiecare concert, până când am ajuns să umplem tot holul bisericii. După aceea trebuie să ne mutăm în sala mare a bisericii. Numărul de accesări pe internet atinsese o cotă uimitoare. Nu știam prea bine ce înseamnă asta, dar am continuat să fac lucrarea la care simțeam că mă chemase Dumnezeu. Nu era chiar Grand Ole Opry, dar nici nu mai aveam mult până acolo. Una din cele mai reușite zile din anul acela a fost când șeriful Preston a venit la noi acasă. Ascult postul tău de radio de câte ori am ocazia, Billy. Îmi place mult muzica pe care o difuzezi. Îmi merge direct la inimă în vremurile astea atât de tulburi. Mulți oameni îmi spun asta, am zis eu. Ei bine, nevastă mea m-a bătut la cap să-ți spun. Duminica trecută de-abia s-a abținut să nu vină ea însă și aici v-al vârtej. Dar ce s-a întâmplat? Gata, sunt de-al vostru.
Cum adică? De acum sunt frate cu voi. Asta demonstrează că rugăciunile unei femei bune nu rămân fără răspuns. Am zâmbit. Mă bucur să aud una ca asta, domnule șerif. Sunt sigur că nu o să vă pară rău. Și eu sunt sigur de asta. Dimpotrivă, îmi pare rău că n-am luat decizia mai devreme. El înțelege, l-am îmbărbătat eu. Pun pariu că în ceruri a avut loc o petrecere pe cinste când v-ați trezit la viață. Chiar crezi că există îngeri, Billy? Sunt convins că există, domnule șerif. Eu am experimentat personal lucrul ăsta. Ei, vreau să-ți mulțumesc pentru aportul pe care l-ai avut în toată povestea. Te-am urmărit de-a lungul anilor. Îmi doream să am și eu ceva autentic, ca și tine. Acum cred că am, în sfârșit. Vă dau un singur sfat, domnule șerif. Acum că ați primit buchetul ăsta, nu-l țineți doar pentru dumneavoastră. O să se veștejească dacă nu-l dați mai departe. Viață, moarte și tot ceea ce se întâmplă pe parcurs, la asta se referă muzica. Credință, speranță și dragoste. Oglinda pare tot mai întunecată pe zi ce trece. Încerc să înțeleg ce-i cu lumea asta și nu reușesc. Ce-i cu toată durerea, suferința, plânsetele, dezamăgirile și vărsările de sânge. Cred în continuare în cântecele ce au fost țesute în însăși fibra ființei noastre. Și cred că durerea le face mai frumoase, mai melodioase. Am simțit muzica invadând-o în viața cu bucurii și tristeți deopotrivă. Nu știu de ce mi s-au întâmplat toate câte mi s-au întâmplat și fără îndoială habar nu am ce-mi rezervă viitorul. Dar există câteva lucruri de care sunt sigur. De pildă, că este o fântână din care izvorăște apa ce ne potolește setea, cât și cea care ne inundă catastrofal viețile. De asemenea, știu că dragostea unei femei de ispravă e o comoară pentru inima unui bărbat singur. Iar dragostea lui Dumnezeu te va schimba dacă îi dai voie, oricine ai fi și orice ai fi făcut în trecut. Dumnezeu ține prea mult la noi ca să ne lase să rămânem așa cum suntem. El ne înghiontește și ne împinge și ne îmboldește până când ajungem să vedem adevărul. Iar asta m-a făcut să-L iubesc și să-L urăsc deopotrivă. Câteodată, în liniștea adâncă a nopții, tulburată doar de șuieratul trenului, mă ridic înșezut în așternut și ascult cu atenție. O voce, o șoaptă. Ceva ciudat s-a întâmplat cu mine în Buffalo Creek în dimineața aceea când am fost luat de viitură. Viața mi-a fost cruțată cu un scop anume, ca să o salvez pe Cali, ca să o întâlnesc pe Natalie și să o ajut să-și descopere drumul în viață, ca să ajung la inima celor care ascultă postul meu de radio. Nu știu dacă răspunsul se află printre variantele de mai sus. Poate că Dumnezeu îmi va scoate altceva în cale, cu toate că nu știu cât de lungă e calea pe care o mai am de străbătut. Dar am ajuns în punctul în care nici nu mai sunt curios să aflu ce mă așteaptă mai departe. Asta e partea cea mai frumoasă a poveștii mele. Pur și simplu, nu simt nevoia să știu ce mă așteaptă mai departe. Capitolul 34. Nu voi dezvălui secretele lucrurilor ascunse, v-am mai spus asta. M-am străduit să păstrez ascunse acele lucruri care nu trebuie dezvăluite muritorilor. În scurt timp vi se va dezvălui totul, dar nu acum. Prin urmare, n-am să divulg modalitatea prin care am fost scos din mijlocul hoardei de creaturi demonice care mă încolțiseră. E suficient să spun că făpturile celeste de cel mai înalt rang nu s-au sfiit să sară în ajutorul meu. I-am învins pe demoni, dar cerurile au amuțit la moartea lui Clay. Nu după multă vreme mi s-a încredințat o nouă misiune, odată cu ordinul de a-l părăsi pe prietenul meu, Billy Allman. N-am să zăbovesc asupra sentimentelor care îl încearcă pe un înger în clipa despărțirii de protejatul său. Totuși, atâta timp cât suntem în stare să cântăm și să exultăm de bucurie, e logic că putem experimenta și altfel de sentimente chiar diametral opuse. Să spunem că m-a cuprins oarecare melancolie când am plecat de la el, căci știam că îl mai așteaptă multe încercări. Să trăiești pe pământ înseamnă să fii frământat de tot felul de întrebări. Pentru o clipă am reușit să gândesc ca oamenii, lăsându-mi mintea să-și facă griji cu privire la viitorul lui Billy. Oare el și Cali
aveau să se bucure de o viață lungă împreună? Diabetul n-avea să-i afecteze ireversibil sănătatea? Postul său de radio avea să devină tot mai cunoscut? Sau, dimpotrivă, cum se întâmplă adesea pe pământ, avea să-și piardă treptat din impact, cufundându-se în obscuritate în cele din urmă? Ca să te iei la trântă cu viața și să faci față atâtor decizii, trebuie să ai o inimă de luptător. După confruntarea pe care am avut-o cu vrășmașul sufletelor, m-am convins încă o dată, fără umbră de îndoială, că Dumnezeu este singurul în care putem avea încredere deplină. Așa cum au descoperit multe dintre ființele omenești pe propria lor piele, să te încrezi în mila și dragostea Creatorului nu este o dovadă de credință oarbă, ci un semn de căință, de continuu regret. Răspunsul la întrebările mele nu e însoțit de nicio explicație decât de cea a crucii de lemn. Dacă pot să accept acest mare semn de întrebare al istoriei, înseamnă că pot trece cu vederea și întrebările ce decurg zilnic din viața lui Billy și din propria mea existență. Cu toate astea, îmi pare foarte rău că nu mi se îngăduie să mai stau. Aș fi vrut să asist la ultimele sale clipe de viață pământească, să-l conduc eu însumi în prezența celui pe care l-a slujit cu credincioșie. Dar știu că Billy și Cali și ceilalți sunt în grija și sub protecția stăpânului lor. Așa cum, plin de înțelepciune, a scris David: Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Eu sunt, la rândul meu, un slujitor al acestui Dumnezeu al detaliilor, un Dumnezeu al virgulelor și al semnelor de exclamație, un Dumnezeu al întrebărilor. Acest Dumnezeu îmi încredințează acum o nouă misiune. Și, deși mă supun poruncilor sale și caut să mă conformez dispozițiilor celui care nu are asemuire, totuși rolul meu nu este acela de simplu executant. În prezent, eu viețuiesc, mă mișc și acționez sub atingerea incomprehensibilă a milei și harului său, pe care nici măcar nu sper să le înțeleg vreodată, dar de care sunt perfect conștient. Le-am văzut în acțiune. Ceea ce am văzut la Billy Allman este o smerenie pe care n-am mai întâlnit-o la altă făptură omenească. Să vezi un om atât de devotat muncii sale și a tot puternicului, într-o lume în care toți dau din coate ca să atingă poziții de putere și prestigiu, este un lucru nemaipomenit. Cu toate astea, omul nu este un sfânt, ci și are și el cusururile lui. Unii cred că Dumnezeu îi alege pe cei mai buni ca să-L urmeze, pe cei cu mai puține defecte, care sunt capabili să facă lucruri mărețe pentru El. Dar eu am văzut împlinindu-se adevărul celor scrise cu mult timp în urmă. În cazul de față, Dumnezeu nu l-a ales pe omul cel mai înțelept sau cel mai puternic sau cel mai bogat. A ales o ființă pe care lumea o considera nevrednică, tocmai pentru a-i face de rușine pe cei ce se socoteau înțelepți. A ales un om neajutorat și disprețuit, un om considerat fără valoare pe care l-a folosit în repetate rânduri. Oh, cât de uluitor e Dumnezeu, care nu numai că a creat ființele umane după chipul și asemănarea sa, dar poate și să adune cioburile vieții lor și să le transforme în dragoste. Îl preamăresc pe veci pe acest Dumnezeu care își găsește plăcerea în laudele celor mai neînsemnate făpturi și care folosește nimicirea spre zidire. N-am să înțeleg niciodată dragostea lui față de creaturile acestea imperfecte, o dragoste care le eliberează din robia păcatului, fără să le ceară nimic în schimb, decât să devină fii și fiice ale singurului rege adevărat. Nu știu cum este să ai suflet, știu că nu voi experimenta niciodată lucrul acesta. Nu înțeleg cum e să fii limitat de dimensiunea temporală și să nu poți vedea adevărul veșniciei cu proprii ochi. Dar pe măsură ce mă înalți deasupra copacilor plini de culoare, tot mai departe de lumea aceasta a lacrimilor și suferinței, înțeleg tot mai mult ce simt oamenii. Căci fiecare răsuflare a lor, fiecare notă a fiecărui cântec ce răsună în inimile lor, izvorăște nu din adâncul lor, ci din adâncul lui însuși.
Aici se termină cartea Aproape ca Rai de Chris Fabry.